înregistrările de la 12 noaptea cu Grești Moldovenești? Asta era la radio doar. Concerte, dacă noi avem câte 2-3 concerte pe zi uneori. Interesant e că din piesele astea s-au făcut replici între Găști. Fața anul în anul. Nu, eu... Mașutca, Mașutca. Da, sau... Gicu Băievicu. Și până ziua de azi știu cine e Gicu ăsta Băievicu. Tătă-i Cleova la Leova. Pentru a doilea album, cu noi s-au răsplătit cu un Opel alb. Tu ai ascultat Metallica și Sepultura în tinerețe și erai rocker. Tu ai fost și ai luat ayahuasca și totodată tu ești autorul la 99 de cumătri, la Vasile, da. A născut femeia. Da. Un pahar cu gin și o plășință. Și de la Lieta Burcean știm despre Eu când iubesc și pământul geme. Uh-huh. Nu știu de ce am șters din listă piramidele egiptene. Dar cine crezi că le-au construit? Moldovenii. Trebuie să construiască așa de calitativ. Eu am fost la astrolog și am făcut cărți astrale, da. M-am ghidat și mă ghidez de unele momente de genul ăsta în viață. Și încerci să vinzi mașina 6 luni de zile și nu o poți vinde până nu trebuie. Dar când, cum, la ora asta, la minutul ăsta, pune anunț. Trec 25 de minute sau 30 de minute și te sună omul după ce ai pus anunț. Și primul om care vine, cumpără deodată, fără a verifica. Partener general OTP Bank. Bogdan, dascăl la Titania. Salut. Tare mă bucur că ai venit. Salut. Tu ești, poate sunt... schimb denumirea emisiunii tale. Cum? Titania. Nu, de, nu știu la ce te-ai gândit tu, eu m-am gândit la hrănia, la pi, în limba la numărul rusă. Pi, infinit, a, nu, infinit eu m-am de gândit epizoade la, să la aibă. Pitați. Poate fi și, da, și o doză de pitanie. Tu ce simți ca peștele în apă aici, că tu ai lăsat de curând radio? Eu sunt... pești după semn zodiacal. Serios? Uite, vezi? Adică sunt doi pești. Doi pești. Și, da. Unul epizod și unul care se află ca la casa lui atunci când îi pui un microfon în față, pentru că tu ai 25 de ani mai de radio. 27 da. De ani, din 95. Am intrat prima dată într-un studio de radio la Palatul Național. Era sediu postului de radio Polidisc. Cu toate că mai fuseserăm la Unda Liberă, mai fuseserăm de vreo câteva ori la niște colegi de-ai mei pentru a experimenta și a vedea. Eu veneam cu casetele, Unda Liberă atunci era pe casete și veneam cu casetele din București, aveam o colecție foarte mare de trupe rock. Ceea ce prin Chișinău nu prea se găsea și atunci mă invitau colegii, prietenii din gașcă pe care îi aveam rămas aici în Chișinău să mai punem niște melodii la Unda Liberă noaptea. Și asta am descoperit radio, dar profesional vorbind am intrat într-un studio de radio cam în septembrie prin 95. Dar până la radio, Nini, e tare interesant faptul că tu ai făcut liceul la București, după asta te-ai întors pentru radio și ai făcut nu pentru radio. Nu, eu m-am întors să intru la facultate și noi eram exact primul an în care puteai să intri la facultate fără a da examen, fiindcă aveam bacul. Greșeala mea mare a fost că eu decisesem, nu știu de ce, să merg la facultate de istorie, că mie îmi plăcea enorm de mult istoria. Dar eram pasionat mai mult de arheologie decât de statistică, cifre, date, etc. Și cât a fost anul întâi, doi cu... era preistorică și cu săpături și cu investigații. Eu eram pur și simplu ahtiat de facultate și asta îmi plăcea la nebunie. Dar când s-a început Evul Mediu cu războiul de 100 de ani, cu nu știu ce, în anul 2, jumate, 3, am impresia, n-am ajuns până la 3. Și mă plictisisem. Dar făceam în paralel și radio deja. După mulți ani am mers deja la Academie de Arte, fiindcă îmi plăcea filmul propriu-zis. Deci, și m-a îndemnat un coleg de altfel de-a meu, care era deja în facultate, că eu am intrat la facultate cam din octombrie-noiembrie, nu știu cum, puțin mai târziu l-am convins pe domnul Druc că merit să fiu în acea grupă. Pe care l-am terminat, paradoxal. Da. L-ai terminat facultatea, nu? Eu am terminat facultatea, dar am terminat-o la 11 ani după ce terminaser în facultate. Într-un film, ai luat diploma după 11 ani? Da, dar am împușcat o iepure odată. Deci ce se întâmplaseră cu mine acolo, după 5 ani de facultate, la sfârșitul facultății, eu am dat toate examenele în afară de film. Uh-huh. Deci doar filmul de licență, lucrarea de licență, nu o dăduserem. Și că nu-mi plăcea ce am făcut atunci și eram lenos la limile, trebuie să recunosc chestia asta. Și Dumnezeu m-a ghidat, presupun eu, într-o direcție corectă. În final, asta am realizat. De ce? Fiindcă mi-a dat o perioadă de viață în care să-mi revăd
activități sau alte priorități și între timp să mă mai coc. Că așa se zice, că fructul are nevoie de soare și de timp uneori ca să se facă. Tu copt deja când te-ai dus la... Eu am fost copt în diferite situații, știi? Eu am impresia că în viața asta nici în ultima zi n-am să fiu copt. Știi? Știi? Eu sunt genul de cactus care dă flori tot timpul, știi? Și are așchi așa din când în când și ace și tot așa. Știi cactusul ăla mare care tot crește, nu se liniștește, nu, are tot dă frunză noi. Ăsta și eu cred că, da, dar în schimb când dă flori, dă flori frumoase, știi? Și mă uit la copiii mei și chiar îmi place ce lasă în urma mea. Apropo de copii, scuză-mă că sar așa din una. Te rog, te rog. Recent am ieșit de la premiera spectacolului Mama. La Lucea Fărău? Da, la Lucea Fărău și impresionat, desigur, de ce a făcut Dumitru un spectacol, de actor, de abordare și multe altele. Dar în timpul spectacolului, că îi povesteam domnului Fusul la sfârșit, când s-a terminat, și stăteam de vorba afară, că asta îmi place la un spectacol bun, că oamenii ies de la spectacol și pot să vorbească încă o oră, știi, în încercare de a înțelege sau își expune fiecare ce o înțeles din spectacolul respectiv. Și asta îmi place, genial, domnul Acreș. Eu am ieșit cu un gând, în timpul spectacolului m-am surprins la un gând și îți spun și ție întrebarea asta. Hai! Oare părinții care îmi meresc în rai după ce mor, sunt izgoniți din rai dacă copiii lor, după moartea lor, fac păcate? Deci au ajuns în rai. Mm-hmm. Dar copilul pe urmă și are propria soartă și el, chiar dacă a fost educat cum trebuie, poate păcătuie la un moment dat. Și atunci el păcătuiește. Și atunci ce vină are părintele pentru copilul care păcătuiește? Este izgonit sau nu este? Dilema, nu? Ar trebui să fie izgonit pentru că și copilul, conform teoriei religiei, moștenești păcatele lui mama și lui tata, respectiv și tu deci răspunzi. Deci trebuia să ne mirească în rai inițial, corect, da? Da. Că totuși niște păcate sub interne. Da? Dilemă, nu? Dilemă, da. Da. Și atât de... La un moment dat, nu știu de ce m-am surprins la gândul mai, dar într-un final, da, nu acest spectacol obligatoriu, dar noi, părinții, din când în când trebuie să ne mai punem astfel de întrebări. Dar fac tot ce e necesar și fac tot într-atât de bine încât copiii mei, după ce nu vei mai fi eu, să fie subiect de mândrie pentru mine acolo, că sus, că jos, nu știu, că eu n-am stat să cataloghez și să număr odată păcatele, că am destul de mult, deci nu știu cât ar trebui să fac, ca să le mi le șteargă cineva din listă, dar asta e fain, că ultimul timp nu prea am timp, știi? Să mai stai așa la gânduri. Slavă Domnului că mai am câte o escapadă la pescuit, la călătorie. Și acolo ajungi la gânduri de astea mai profunde în care te gândești, oare eu am să mă duc în rai pentru educația pe care le dau copiilor mei sau nu? Da, adică nu, ai gândurile cam de acolo. Da, da. Acolo ai timp să analizezi toată asta. Bă, pescuitul în sine nu înseamnă pește. Da, tu ai spus la un moment dat că ți temi de singurătate. Și ai depășit-o stând la pescuit. Pescuitul nu e singurătate, deci încă o dată zic. Păi nu te duci singur. Păi nu, eu mă tem de singurătate, de altfel de singurătate. Ah, ok. Nu de asta, de asta de vorbă cu tine. Da, nu. Deci discuția cu mine e o plăcere. Și atunci, bun, de aceea și zic, unii oameni cred că sau unora dintre noi, cetățenii acestei planete, este frică să stăm unul cu propriul eu la discuție. Și din cauza asta facem enorm de multe greșeli în viață. Fiindcă nu stăm la timp să discutăm cu noi și... Mai bine mai târziu decât niciodată. Mai bine tot timpul. Spuneai de copiii tăi și la un moment dat ai spus de spectacol. Ai raportat și am pierdut eu firul, având în vedere, de exemplu, că relația dintre tată-fică din spectacol, vrei să zici că ea este una total inversă, tu comunici cu copiii tăi, tu stai la vorbă, le explici și din păcate, nu e așa, m-am regăsit, cred că, pe alocuri. În situație, nu e situația mea, situația bărbatului din spectacol, nu este situația mea, slavă Domnului, când am pierdut pe nimeni și, într-un fel, sunt într-un amaripi în persoana soției și mulțumesc mult pentru asta. Dar anumite greșeli cred că le facem cu toții, mai ales când creștem copiii. Și din păcate noi nu ne învățăm, nu știm să învățăm din greșelile altora.
Și asta e un mare păcat al nostru, a moldovenilor și nu numai, că avem și proverbe la temă. Dar eu am reușit să învăț din greșelile proprii, cu copiii mei, cu unul, cu a doilea, cu a treilea. Eu foarte tare mă bucur că am început să avem informații foarte bună, foarte accesibile, oricând pe Google dai, s-au dezvoltat ceva, au apărut informații. Da, dar bățul ăsta are două capse, știi cum? Prea multe informații tot au stricat generațiile și societatea în sine. O bună parte din oameni a fost stricat și este stricat. Îți ziceam mai devreme înainte de înregistrare, că din păcate pe mulți cei deștepți și buni i-a ajutat în această viață. În schimb, la foarte mulți proști le-a deschis ușile într-o lume în care ei nu trebuiau să ajungă, știi, într-un fel. Din păcate, ei sunt mai mulți decât ăștia deștepți. Asta este. Până deschide orice pagină, că e Facebook, că e Instagram, că e TikTok. Asta nu înseamnă că trebuie să panicăm. Din contra. Aici mi se pare că trebuie să tragi doar utilul. Să știi să poți trage utilul din asta ca să te folosești de asta. Iar atunci când ai nevoie să lași telefon. Să-l lași. El a devenit o extensie a noastră. Începând de la câte ora, tu chipurile te uiți câte ora și dacă te întreabă în momentul următor, în secunda următoare te întreabă cineva câte ora, tu nu știi. Și dacă odată în săptămână, de exemplu, pe iPhone îmi vine raport cât timp petrec. Da. Și eu... Te-ai speriat. Nu, sunt de acord cu o așa Tani. Deci stai o clipă, că asta e Tania reală. Da. Reală. Da. Acea care stă noi de avem impresia despre noi o leacă diferită decât credem cu adevărat. Facebook, apropo, știe mai multe despre noi, știut? Că el poate să facă o analiză. Că noi avem impresia despre noi când, de exemplu, mie îmi place pozele cu cărți, da? Mie îmi plac cărți, lansarea de carte. Dar Facebook știe mai bine că eu opresc mai mult când scrolluiesc, mai mult la mâți. Mm-hmm. Și el știe că de fapt mâțele îmi plac mai tare, dar eu am impresia despre mine că îmi plac cărțile, net. Și mașinăriile sunt mai leacmai deștepte decât noi, în sensul ăsta. No, mai nou, da. Și ele ne dictează, din păcate. Ele ne dictează, din păcate, viața. Speri asta? Te sperie până în clipa în care, ți-am mai zis, nu devine o extensie a noastră, ci este un instrument de a te ajuta în această viață. Cum e mașina? Pentru unii, mașina asta e viața, asta e scop, asta e mândria. Pentru mine mașina este metodă de a mă deplasa din punctul A în punctul B. Și acum depinde cât de comod vreau să merg eu în această călătorie. Și atunci deci depinde ce fel de mașină ai și cum, adică în ce direcție. Sunt momente. Când vrei să economisești, noi luăm mașina soției, că e hibrid. Și atunci știi foarte bine că poți economisi la 5.000 de kilometri de pildă, da? Eu am văzut că tu știi să economisești, ai povestit la un moment dat într-un interviu despre economii și după ce m-am uitat la interviu cu tine cu economisire, ne-am dat seama că mai bine să fac o listă de acasă cu ce am de cumpărat de la un de alimentar. Corect. Astfel încât nu mai bag în coștă, ci încade sub mâna. Corect. Mănânc. În general, voi femeile aveți o problemă cu asta. Da, hai deci, să generalizăm. Femeia și cumpăratul e o problemă. Eu când intru într-un magazin, eu știu clar pentru ce am intrat. Deci asta. Și clar. A plecat. Și am plecat. Deci rare ori când mi-a sărit ceva în ochi și eu zic, a, mă, da, mă. Deci nu. La un moment dat am făcut, am un blog, un, hai să zic așa, nu carnețel. Blog, carnețel electronic, dacă vrei, nu-i blog. Aha. În engleză scrie blog, nu, da. În care, în diferite file-uri, scriu diferite lucruri. Ia stai chiar să-l deschid să văd ce scrie la mine. În fel de list, to-do list, da? Nu, să zic ce fel de documente am. Uite, GDPR este un document care scrie răspuns liber. Asta e tipic ce dau atunci când sunt liber în anumite date la anunț. A doua, datorii în anunț. Cele care au fost în pandemie și care nu le-am lucrat, dar le-am lăsat în datorii. O nuntă, alta, un cântec nou. Asta înseamnă că pur și simplu mi-a venit o idee în cap și m-am apucat să scriu refrenul și am scris numai refrenul și m-am oprit. Deci nu am mers mai departe. Binecuvântare, că nu-i preotul la nuntă. Ce-o faci tu? Și-o zic eu, atunci când n-are cine să zică. Ce e de făcut? Și atunci este, într-adevăr, că de făcut gânduri, eu nu știu dacă tu ai făcut vreodată așa ceva, gânduri pentru copii, care le-ai lăsat ca ei să le găsească după ce tu nu mai ești, știi? În telefonul tău se bagă și dau peste ele că să le citească, pur și simplu. Ia zicem ce era la tata. Deci, în cazul dat, telefonul folosești util. Da.
Bun, se întâmplă momente diferite când ai, când ești, mai ales când zbori în avioane și n-ai ce faci și te apuci. Dar tu ești gata să ne spui o frază de acolo scrisă pentru copiii tăi? Pentru copii? Care e scrisă deja sau chestii care... Pentru copiii mei. Hai, nu, asta am preluat-o de undeva cu 25 de sfaturi din înțelepciune tibetană. Okay. Dar am lăsat-o aici pentru copiii mei, că ei când o să răsfăiesc o să vadă, știi, pentru copiii. Asta e o carte. Nu, sunt 25 de sfaturi, chiar. Aha. 25 de sfaturi la rând, care eu m-am regăsit în multe, multe, multe din ele, știi, cu... Îți place? Spune. Nu-ți place? Tot spune. Foarte fain. Îți este dor de cineva? Sună. Nu înțelegi? Întreabă. Vrei să te întâlnești cu cineva? Cheamă-l. Doar cheamă-l, nu trebuie să faci altceva. Vrei ceva? Cere. E biblică asta. Adică trebuie să vorbești. Uneori nu trebuie să rabzi, nu trebuie să ții în tine, nu trebuie să explodezi. Și asta explodează nu numai vorbind despre nervi sau vorbind despre manifestarea ta umană, socială, ci explodează și prin boală și prin... Cum zice bunica mea, să ies bubii răli pe corp de atâta că tu ții în tine răutatea asta, știi? Și asta se poate întâmpla. Și acum îi se spune... cum se spune acum la chestia asta? Alergie, psihologie, nici nu mai știu. Mai au niște termeni din ăștia, știi cum... Asta e la fel cum ai zis tu despre dieta aceea. Intermittenting fasting. Da, intermittenting fasting. Bă, eu sunt pur și simplu țin post, știi? Intermittenting fasting. Sau mănânc doar o dată pe zi, așa mănânc eu. Așa m-am obișnuit de-a lungul anilor și așa mănânc eu. Și se întâmplă uneori când o zi întreagă nu mănânc. Dar mai înainte chiar țineam să nu... Nu știu de ce eu mai lăsăsăm ziua de marți să nu mănânc. Marți toată ziua. Păi nu, asta se numește intermittenting fasting. Cineva nu mănâncă vineri, că așa vrea. Așa facea bunica. Vinerea, bine, el însă era tot timpul vinerea neagră, știi? Trebuia să nu mănânce. Și... Nu, asta pentru curățiri. Nu. Pentru... Da. Într-un fel, și pe urmă la un moment dat descoperisem că cineva a numit asta, nu știu de care dietă și că asta de fapt e foarte fain. Da, noi știm fapt, din popor. Da, noi de fapt din bătrâni asta făceam și nu, cum eu 25 de ani lucrez la anunț și închipuire n-am avut că cei ce fac eu se mă numește și wedding planner, știi? Adică pe lângă faptul că sunt și prezentator, eu tot timpul am administrat și am ajutat mirii să-și organizeze nunta și am grijă de ea de-a lungul timp. N-a știut că se numește wedding planner. Acum știu deja așa. Acum când mă întreabă, dar ce faceți dumneavoastră la nuntă? Păi eu sunt și prezentator și wedding planner și coordonator și încep să găsești șase. Au apărut mai mulți specialiști. Da. Și all in one, știi, așa suntem noi. Desor n-ar trebui să fim așa. Și e mai bine atunci când e diferențiat, când fiecare își cunoaște munca foarte bine. Cineva face bine, dar face cafeaua foarte bine. Și asta trebuie să facă. Să facă cafeaua foarte bine. În schimb, noi ne apucăm de toate odată. Din sărășie? Nu cred că e vorba în sensul în care eu nu-mi permit să înduc hainele, să le spele altcineva. Uh-huh. Ne le-ar spăla mai bine, mai calitativ, pentru că spală cu anumite tehnologii. Uh-huh. Înțelegi ce zic? Da. Din sărăcie putem să ne apucăm. Eu vreau să spun altceva. Eu nu cred că e vorba de sărăcie. Nu, ni se pare că noi economisim, dar noi, eu m-am convins de-a lungul vieții. Eu am stricat atâtea lucruri, că tot mă apucam să fac singur și... să repar multe chestii singuri și nu știu. Și la urmă m-am convins că oricum făceam mai prost decât omul care a venit și l-a făcut pentru o anumită sumă de bani. Și atunci m-am învățat, bun, îmi pare rău că târziu m-am trezit la chestia asta. Că trebuia mult mai devreme să mă trezesc. Cum trebuia mult mai devreme să-mi fac permis de conducere. Și eu m-am trezit doar la 44 de ani când am depășit o anumită frică și de alte mașini. Acum istiem de mine. Da. Eu glumesc. Da. Că nu mai merg chiar așa teribil. No. Dar n-ai cum acum cu traficul ăsta, trebuie să mergi pe cior. Ai dreptate. Dar multe, multe lucruri care trebuiau mult mai devreme făcute, știi? Și cred că, iată, și chestia asta cu lista de făcut, cu planuri de realizat, cu... Nu-i rău. Dar știi cum, la 40 viața abia începe. Eu, la mine de-am aproape 50, așa că... Mulți înainte. Bun, mersi. Mie mi se pare că cu vârsta vine și depășirea fricilor, e ca... Ai început să conduci. Da. Cu vârsta, tu ai început să călătorești mai mult în ultimii ani. Da, bun, eu călătoream și când eram tânăr, tare mult îmi plăcea. Din păcate, de-a lungul vieții, n-am reușit atât de mult să călătoresc cât îmi permit, spre exemplu, acum să o fac. Dar acum nu pierd niciun minut fără o călătorie undeva, adică fără încercare de a cunoaște lumea. Și pentru mine asta e foarte important, de a cunoaște lumea. Bun, că eu mai fac și prin prisma câtorva momente. Eu încerc să fac o colecție de puncte spirituale ale lumii, să mi le strâng. Cât ai făcut până acum? Câte puncte?
să zicem. Din cele pe care vreau să le văd, bun, eu nu știu dacă nu va continua lista, desigur. Trei le-am bifat deja, importante pentru mine. Nu, prima a fost Armisegetuza. Foarte puțin români chiar. Știu de existența Sarmisegetuzei. Și asta e un moment aparte în care trebuie să... unul dintre cele mai spirituale locuri. Dar de ce îl numești spiritual? Este chiar de important. Un loc spiritual. În care ai revelații, un loc în care te gândești... Bună, ei nu prea lasă statul român să stai să revelezi acolo. Vorbind de templul dacic de la Sarmisegetuza, nu te lasă. Chiar dacă vrei să iei loc și să meditezi acolo, nu vor să te lasă. De ce oare? Adică, nu știu. Adică ajungi acolo și stai voie să stai doar 5 minute și trebuie să ieși? Ai voie să mergi, să treci. Să treci, să vezi, să vizitezi în picioare, să mergi dintr-un colț în altul, cât vrei, poți merge. Dar nu te lasă să stai să închizi ochii și să te gândești 5 minute la soare. Prima dată aud asta. Mai ales că este sanctuarul soarelui acolo, știi, și este... Bun, presupun că e legat, poate presupun eu cu vreo religie, ceva care a făcut mai multe decât trebuiau să facă pe teritoriul situlului și atunci poate din cauza asta, că n-am intrat în detalii. Dar în alte puncte ale lumii te lasă. Bun, noi, iată, recent, Stonehenge-ul. E tot, de altfel, sanctuar dedicat soarelui și nu numai soarelui și fenomenelor importante, naturale, ale planetei Pământ. Ele au o altă conotație, nu știu, parcă atinge așa energia general valabilă telurică, știi? Când realizezi că ai fost în punctul ăsta, ai fost în punctul ăsta, ai fost în punctul ăsta, tu parcă strângi un puzzle așa, un puzzle sufletesc al tău, enorm. Nu știu, deci eu așa simt, eu așa o văd și mie mi se pare că asta ar fi, pui mâna pe piatra sfântă din Machu Picchu și stai 5 minute și te rogi la zeul tău, la zeii tăi, la lumea ta, la tine, dacă vrei, la cine vrei, dar știi că tu te conectezi parcă la o altă lume acolo. Și până acum aceste trei puncte le-am reușit să le... Stai, trei, tu ai spus două până acum. Sarmisegetuza, Machu Picchu. Și acum recent. Da. Okay. Și urmează, desigur, Ierusalim, Peretele Plânsului, Piramidele Mexicane. Trebuie să văzut, obligatoriu. Dar de ce? Nu știu de ce am șters din listă Piramidele Egiptene. Nu știu. Și nici nu le-ai văzut până acum. Nu-mi dau explicație. De ce? Eu am vrut enorm de mult să le văd. Ani la rând. Nu e vorba numai de ani de facultate, ci viața întreagă eram pasionat de aceste piramide și tot am văzut și filme de toate culorile despre ele și explicația lor și de ce, unde, când. No. Dar cine crezi că le-au construit? Moldovenii. Bun asta. Trebuie să construiască așa de calitativ. Eu am văzut într-un... Uite cât sute de... mii de ani sunt, înțeleg. Da. Nu, ei atunci se numeau egipteni. Și s-au mutat aici. Dar tot moldovenii erau. Da. Știi că... Eu cântam într-un câine paralelă cu asta, la grește, era așa un text. Și când nu ieși de acolo niște inopaniteni, tot moldoveni. Tot moldoveni. Nu că și la dânșa acolo, tot moldoveni sunt, știi? Numai ce puteau să vină pe pământ, alții nu. Facă, da. Dar noi putem să vorbim despre... Eu aș întoarce acolo în zona amuzantă și cred că o să încerc să o duc, dar vreau un pic să ating subiectul, hai să numim așa, starea pe care tu vrei să o atingi, ai reușit să o atingi atunci când vizitezi acele puncte spirituale de care spuneai. Da, sigur. Pentru că tu intri... Da, ultima dată la Stonehenge, că eram cu un prieten, Sasha, și cu soție. Și am trecut, am făcut poze, desigur, de acolo și de acolo și de acolo, ca să vadă prietenii că tu ai fost la Stonehenge. Cum altfel? Suntem... După ce s-a făcut toată această chestie repede, într-o jumătate de oră, la un moment dat eu mă opresc și le zic băieților, zic, lăsați-mă 5 minute, mă rog. Și ei s-au dus. Și eu am stat 5 minute ale mele, deja în conectarea cu energia de acolo. Și vorba de soare. La soare noi putem cere oricând și oriunde. Eu mă încarc la soare, nu știu cum tu, dar eu tot timpul mă încarc la soare. Și nu e vorba despre acea teorie cu alimentare, că tu poți să nu mănânci, da. Și stai și... Da, nu, eu într-adevăr pot să întind mâinile așa și stau să mă conectez la soare și, să încerc să... La soare poți să ceri foarte multe în această... Bun, nu vreau să intru în această latura vieții mele în care eu pot să încerc... Eu ne-am pus o dată dorință la soare. Eu multe ori îmi pun.
Și ele sunt îndeplinite. Acum nu știu dacă soarele mi le-a îndeplinit, dar multe din ele sunt îndeplinite. Foarte multe. La eclipse de soare. Spre dorință. Și mai mult. Să ți le scrii. Tu crezi într-o energie? Da. Noi nu suntem pur și simplu niște bacterii care mor și gata? Da. O nume, adică de ce nu mi-e frică să mor? Într-un fel. Există și ceva după. Da, eu cred că noi ajungem într-o lume spirituală mai mare decât acvariumul ăsta mic al nostru numit Planeta Pământ. Și de acolo venim. Acum nu știu pentru ce păcate venim. Sau pentru ce merite da. Poate, aici, poate cine știe merite. Cum este? Partener general OTP Bank. Dar tu crezi sau ești un om superstițios? Da. De pildă ieri la pescuit, înainte de pescuit, m-am întâlnit dimineața la ora 6, pur întâmplător, cu un cunoscut. Și am stat, stăteam cu el de vorbă, știi? Și la final ne salutam și la plecare și el face greșeala asta mare, știi? Se întoarce și zice, succes! Care succes, da! Dacă îți spune succes, nu sunt de noi bine. La trebuie să zici fir întins, că dacă o zici succes, gata, nu mai merge, înțelegi? Fir întins. Și, da, mersi. Și noi, ok, ne-am întors, ne ducem și mai 3 ore sau o oră, nu știu cât, nu trage deloc, înțelegi? Deci nimic, ceață totală, nimic. Și la mine, poc, și trage o știculiță și dai drumul înapoi, că e prea mic. Și nu trebuie luată, nu spate. Să mai crească, să mai prindă și nepoță. Da, alte superstiții. Nu cu pescuitul. Mâța neagră, chestii astea banale. Mi-a duce noroc. Data de 13, mi-a duce noroc. Serios? Da, mi-a trecut cu caldarea goală. Mi-a duce noroc. Deci n-am avut niciodată o chestie de asta. Invers, parcă tot timpul a funcționat la mine. Dar crezi în ele? Și îmi plăcea chiar că invers, că la mine invers funcționa. Dar era un fel de anti-superstiție, sau nu știu cum să zic. Da? Adică e o superstiție proastă care ți aduce noroc, cum să numesc ele? Da, putem să le numim. Super superstiție. Super superstiție. Super superstiție. Nu m-am gândit niciodată că poate fi născut un termen nou. Da, asta cu mâța nii tot îmi merge bine și dacă mă întorc înapoi tot îmi merge bine. Serios? Dar dacă mă întorc pe bune, adică nu că mă întorc eu ca să-mi meargă bine, dar trebuie să uit chiar pe bune ceva și să mă întorc înapoi și precis îmi merge bine. Eu deseori mi tot îmi zice, hai nu te mai întoarce și mama și soția și nu știu ce, hai că îți dau peste geam, știi? N-am văzut că nu merg. În schimb, ultimul timp, nu știu de ce, foarte des și să ție cu retrogradul. Mercurul. Da, mă. Păi vreau să-ți spun că m-am convins de mai multe ori. Că este, într-adevăr, că-i drept, da? Că-i drept. Că nu știu pe cât de drept este, dar într-adevăr, când s-a întâmplat, înțelegi, contoare de apă. Le-am luat în retrograd. Tu înțelegi? Eu le-am cumpărat în retrograd și când au venit să mi instalez, nu am găsit documentul unde era codul lor și am fost nevoit să mă duc să le dau din nou la testare, ca la testare să-mi descopere că unul era prost. Mi s-au pus contoarele la 4 săptămâni distanță, înțelegi? Adică dar cum îți explici? Fi pus în retrograd. Adică tu crezi în asta? Nu, eu nu cred, soția crede, dar eu cred pe ea. Eu nu ies din cuvântul ei. Cu e ca așa compliment original. Da. Eu nu cred, ea crede și eu putem să o cred. Da. Și mi-ai făcut unul fain. Ea îndă aripi sau ai spus cumva. Nu, ea aripile mele. Da. Super frumos. Tu la cine te rogi atunci când ți-e greu? La univers. Eu nu interpretez. Că-l numim Dumnezeu, că-l numim Allah, că-l numim altul. Buddha, da. Eu cred că există ceva bun. Aici sunt în credința și în explicarea mea asupra credinței, sunt foarte multe interpretări pe care tot citite, studiate. Mai nou Raelu a citit cartea și... Da, a recomandat-o Nicu Țernă. Știu că tot de la el mi-a venit într-un moment dat cartea și am citit-o așa ca informație. E interesantă. Da, are anumite acolo, că are anumite răspunsuri la niște întrebări pe care umanitatea până acum n-a putut să le primească și aici este niște răspunsuri interpretative, hai să spunem. O explicație a ce se putea întâmpla, ca biletrist, că poți să o citești. Sunt unele lucruri. Da. Beletristic general valabil și science fiction în același. Dar știi cum, în lumea în care noi trăim și 20 de ani în urmă acest telefon era science fiction.
Deja nu te mai gândești că e science fiction. Adică când citești așa o carlamenă, stai bă, Mișcarea Raeliană, pentru cei care nu au văzut podcastul cu, și în general nu au citit despre ce este vorba, precum că noi omenirea, suntem puși aici cumva ca un experiment de către niște puteri de undeva mai sus. Tot de omenire. Tot de omenire, dar ei nu locuiesc aici și au alte... Omenire care vine din altul omenire și tot din altul omenire și noi toți suntem o mică... Eu, de mic copil, de fapt, nu știu de ce, credeam că universul nostru este un mic atom într-un alt corp, într-un alt univers. E cam același lucru apare și la și în Mișcarea Raeliană. Dar eu asta o știam de mică, nu știu, așa mi se părea mie. Întregul nostru univers ăsta e decât un mic atom într-un organism sau într-un câine sau, mă rog, într-un om sau într-o pasăre, într-o floare. Și în floare ce sunt miliarde de astfel de universuri și acolo, în tot ce înseamnă universul lor asta și universul lor e tot, da. Iată așa văd eu această energie și această umanitate sau, mă rog, lumii în care trăim, când în umanitate, lumii spirituală, hai să zicem, în care noi trăim. Și atunci când mă rog la un spirit general, valabil, imens, imens, când zic imens, e clar, fără granițe. Dar știi, vreau să întreb, asta acum e strict din capul meu, fix acum o arunc, s-ar putea să fie banal, dar povestește, hai să abordăm o lecțică. Dar oricare mișcare, mișcarea raeliană sau oricare teorie, că până la urmă suntem, să zicem, de la Adam și Eva sau mișcarea raeliană, nu contează. Astea îl exclud pe Darwin? Nu. Darwin zice că noi am evoluat de la maimuțe, de la... Eu nu îl exclud. De ce? Că s-ar putea experimentul să înceapă de la o amfibie care ulterior trebuia să crească și era programată să se transforme. Și vorbea la telefon. Spre exemplu, acum, sau la microfonul acesta. Da, da, să scocească acest microfon, că noi putem vorbi la el. Da? Și tot așa. Deci, eu nu exclud nimic. Nimic. Nu exclud. Și mă bucur de tot ce înseamnă lumea materială într-o înțelege lumea spirituală, cred. Când ai făcut cunoștință cu aceste lumi spirituale în care tu acum te acufunzi în călătoriile tale, în pescuitul tău de multe ori, când ai avut primele revelații despre asta e că eu și înăuntru sunt, primele întrebări existențiale, să le numesc așa? Ei, nu știu exact când a început startul ăsta. Eu am avut, țin minte, pe la vreo 14 ani, într-un vis de amiază, nu știu de ce, mi-mi plăcea să dorm de amiază. Și acum mai dorm. Ești ai fost copilul perfect. Într-un fel. Nu, eu vorbesc de, bun, la 14 ani, copilul perfect doarme până pe la vreo 3 de amiază. Da, da. Dar mi-mi plăcea să dorm de amiază și când eram la țară și când eram în oraș. Dar într-unul dintre visele astea, eu nu știu de ce aveam senzația că eu nu dorm, dar sunt într-un fel de trans, cred. Nu știu ce mi s-a întâmplat, dar anume în vis de amiază. Deci foarte curat, fără nici, fără alcool, fără droguri, fără nimic. 14 ani, da. 14 ani. Atunci nici nu fumam, da. Și nici nu consumam atunci. Somn de amiază, în care am avut un vis ce mi s-a întipărit toată viața. Eu zburam într-un tunel, care era ca o piele de șarpe, dar întoarsă înăuntru, și zburam spre o anumită lumină. Și această fiecare... Știi cum pielea de șarpe are așa un fel de... Cerculeță sau frunzuleță sau nu știu cum se le zice. Adică solzășoare aceea. Uh-huh. Și toți străluceau într-o anumită manieră stranie și eu știam că eu zbor înainte, simțeam că zbor înainte, dar eu cu răvnire vreau să mă mișc înapoi. Și atunci era lupta asta continuă, cât zbori tu în acest tunel spre o anumită lumină, știi? Undeva într-o anumită lumină. Și eu știam că lumina aceea nu mi-e periculoasă. Dar nu vroiam să ajung acolo. Și așa mi s-a întipărit mie această imagine atât de tare, știi? În amintire. 14 ani. Da, de atunci, că știu că așa am povestit-o atunci mamii, am povestit-o și unii vecini, am dat de ea atunci, nu știu cum de amiază. Deci, ce înseamnă tăia lor? Și ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Și zice, nu, băieți, cine știe ce e asta și în ce direcție mergi? Și de ce ții tu pe pământ ca să nu nimerești în lumină? Și eu toată viața încerc să descoper pentru mine această lumină. Ce era acea lumină? Și de ce eu nu vreau să ajung la ea? E
una dintre ei. Știi ce? Eu nu știu cum... Am mai vorbit și cu alții. Știi visele noastre? Da, sunt diferite forme de vise. Sunt vise care se repetă. Ai avut vise care se repetă. Același vis. Da, și tu știi că l-ai mai visat. Și, da. Și tu știi deja ce se va întâmpla în el. Și tu mergi tot acolo. Dar unele au același final, dar unele tu le schimbi. Da, dar vise colorate ai avut? Da. Stai, dar trebuie să spunem că visele noastre, de fapt... Au sau nu culoare? Asta e întrebarea, probabil, iată, prima la început. Iată, eu vorbesc. Eu am avut vis alb-negru, clar. Și vis colorate, clar. Dar alb-negre, ținem. Și am avut vis în care eu mă văd la a terța persoană. A, dintr-o parte uiți. Vis? Asta, da. Dar ai mai avut asemenea visă ca atunci, de la 14 ani, și acea stare de ca și când ieșiri în astraluri, chestii. Da, tu așa ai explicat acel vis. Parcă tu nu dormeai. Parcă ieșe din tine și cumva numai corpul tău dormea. Da, sau... Da, da. Eu într-un film parcă aveam senzația și de ce te vezi și la persoana 1 și la persoana 3. Simultan. Când... Ce mi-aduc aminte ca senzație? Că eu o simt acum. M-am gândit la ea și deja o simt din nou acea senzație când eu mă opun totalmente, dar corpul zboară, știi, dar tu te duci. Evident că la 14 ani te gândești că acolo e moartea. Și aici ai materialul, adică viața materială. Știi cum, cuvântul moarte, nu știu de ce noi, oamenii sau poate noi românii, l-am prea l-am denigrat. Eu cred că toți oamenii, asta e toată arta. Nu, când spui cuvântul moarte, la noi, la moldoveni, la români, da, în spațiul ăsta, Danubiano Pontic, parcă spui ceva negativ. Păi da, dacă numai în jurăturile tot morții mătii. În jurăturile de acolo. Spre exemplu. Da. Și bun că există să ne iubim până la moarte. De ce ai lăsat toți morții mătii? Pentru înțeles. Că tu ai spus de negativ. Asta am vrut să-ți spun. Că nu știu de ce conotația cuvântului moarte la noi este interpretat negativ. Dar unde e pozitiv? Eu sunt de părere, sau poate că eu mă trag din acele vise, poate că de acolo vine rădăcina sau alte vieți ale mele din acea lume dacică, când moartea era pozitiv. Era uniunea cu zeii, gata, s-o termina chinurile pe pământ. Deci moartea este punctul culminant al acestei vieți. Nu în jos, dar în sus. Deci noi, de ce credem că noi când mergem spre moarte, noi mergem în jos undeva, da? În hău, în infern, în nu știu, dacă au venit moartea și gata, granița cu iadul. Iarăși, nu te temi de moarte, că asta am înțeles, că n-are de ce să-ți fie frică de moarte. Ideea e cum trăiești. Înțelegi? Una dintre frazele care m-au impresionat ultimul timp pe Facebook, care am zis că am să rețin numai decât să le spun la toți mirii mei, la toate nunțele, la sfârșit. Și le spun, în ultima perioadă asta le spuneam ca ultima frază. Nu contează câți ani ai în viață, dar contează câte viață ai în acest an. Da, da. E fantastic, impresionant. Deci fiecare. Eu cred că acei solzășori de șarpe trebuia să fie episod frumos, știi, strălucitor. Și el trebuie să-l împli ca la un șarpe într-un tunel întreg de episoade faine care să fie sclipitoare, că atunci când ai să ajungi la lumină, tu să treci prin toate aceste... Nu știu, așa o interpretez eu acum. Și atunci trebuie să nu-ți fie frică de anumite lucruri. Dar cum îți explici că te gândești la un om sau vorbești despre el și îl vezi a doua zi sau în următoarea oră pe stradă sau te vezi sau te sună? Mi s-a întâmplat și mai... Am visat în vis, visez o fetiță roșcată de vreo 3-4 ani care se apropie de mine și zice salut. Și îmi zic, dar tu cine ești? Într-un fel așa, dar tu cine ești? Păi eu nu mai țin minte numele care mi-a zis. Păi eu sunt Oxana. Nu, să zicem, nu știu cum a venit primul în cap. Oxana. Eu sunt fiica, nepoțica fiica lui Dadam, nepoțica doamnei Cutare. Și eu a doua zi mă trezesc și... Adică dimineața mă trezesc și zic, mamă, iau ce vis straniu, știi? Uite cum îl cheam pe tata, într-un fel, de tante Jene, o prietenă de-a mamei mele, din tinereța ei, care are așa picior și eu îi zic, ia uite ce vis, închepe, eu niciodată nu m-am gândit că pot să visez așa o fetiță care să-mi zică că e care ei este în realitate, dar tu nu o cunoști. Nu, mama zice, tata, mi-a sunat ieri tante Jene, ați închepe, și mi-a zis că la ficiorul ei s-a născut o fetiță pe care o numit-o așa. Nu cred, serios? Eu am văzut-o de 4 ani, roșcată.
Asta câți ani în urmă s-a întâmplat? Mulți. Deci ia, cum ai roșcat? Eu nu știu. Cum ar fi să aflăm? Sincer vorbind, acum nici nu mai țin cum se chema, știi? Cum o chema atunci, cum ce nume mi-a zis. În dar vis, da. Da, și mama mi-a zis, da, iau-te, eu așa și-am numit-o. Da. Dar nu știu dacă e roșcat. Cum îți explici asta? Nu știu. Da, de acolo, din... De undeva. Deci este un acel undeva? Că... Într-o bază de date generală, din undeva vine, dar... Și uneori noi avem conectări de este, cum se numesc ele, ilegale, da? Acces la informații. Da. Uneori întâmplătoare. Întâmplătoare acces la la baza asta de date generală. Wow. Și are ele uneori... La cineva vine mai mult, mai des. Povestea un stomatolog aici că noi nu suntem în stare să ne imaginăm și există cu adevărat în... multitudinea de universuri, dacă vrei să zic așa. Poți să încerci ayahuasca, așa este conectat. S-ai încercat? Da. Ai încercat ayahuasca? Da. Când? În Peru. Acum, adică când ai început să călătorești mai des? Da. Vrei să ne povestești experiența asta? Am mai povestit, nu te poți. Da, da, ne interesant alte subiecte. Nu cum ai băut, dar stările pe care le-ai trăit. Acolo sunt atât de multe că e foarte greu să povestești, că ele sunt milioane pe secundă, știi? Și acolo le trăiești din plin. Când te trezești deja după asta, e mai greu să-ți dai explicații și să-ți poți. Am impresia că noi, ulterior, toată viața tot ne vând crâmpiei și răspunsuri din ceea ce ai văzut acolo. Din ceea ce ai văzut acolo. Aha, iată, asta a fost explicația. La ce am văzut acolo? Aha, iată. Înțelegi? Eu, de pildă, unul dintre vise care l-am văzut, erau foarte mulți soldați care luptau și se omorau unul pe altul. Și eu, când m-am trezit dimineața, l-am întrebat pe șaman, zic, de ce la mine revin soldați și cu soldații ăștia care luptă? De ce luptă? Erau 2022. Prevestire. Erau prevestire? Tu vedeai ce se va întâmpla? Posibil. Dar foarte mulți și eu nu puteam înțelege. Deci ce am eu cu război, cu lupte, cu soldați, cu moarte, cu... Bun, acolo stă unul din ele, că ele erau, spun, că ele sunt înainte s-a întâmplat de război? Război 2019. Fost... Da, peste 2 ani. Mm. Tu ai avut, iată, acest vis cu soldață, da? Asta e unul pe care l-a reținut bine. Nu am citit, chiar am văzut ceva despre momentul și ăla cumva ești dureros fizic și emoțional, cumva. Poate fi și o depresie, fix pe momentul și ăla, îți vin tății. Tăte scârbile îți vin pe momentul și ala și tăte odată le trăiești în acela. În cât timp ținea eu asta? 7 ore. 7 ore. Nu timp știu, în cazul nostru. 7. Da. Adică ai avut tăte deodată ți-au venit. Tăte scârbile deodată. Eu teoretic știu că eu țin 7 ore. Fiindcă, propriu zis, trăirile pe care le-am avut, da, eu am crezut că între 3 ani acolo, știi, dar... Bun, asta senzația, într-un fel. Da, da. De ce? Fiindcă se întâmplă toate bombardament, pur și simplu, de acțiuni într-un întuneric total, are un loc incantațiile și el și mai fumează încă, nu știu ce acolo, șaman. Uh-huh. Nu noi, nu n-am fumat. Dar el nu știu ce fumașă. El vă ghida pe voi, cumva. Deci nu, e la aceeași frază, care, 7 ore la rând. Aceeași frază, 7 ore la rând. Nu știu că mie așa mi s-a părut. Schimbă prioritățile. Nu știu. Care-i cuvântul de bază după experiența ayahuasca? Am trecut prin ea. Sunt oameni care repetă această procedură de mai multe ori și nu cred că e vorba de dependență aici. Nu, e terapie. Dar, în mare parte putem numi asta terapie. Fiindcă, mă rog, oamenii vor să mai revadă acel univers, să mai conecteze odată la acea bază de date sau cine știu. Să zici că ayahuasca este energia feminină a universului. Și San Pedro e cea masculină. Și asta e o altă procedură, tot în Peru. Bun, nu numai Peru, că acolo și mai în multe, Ecuador, da. Și în Bolivia, oriunde poți să încerci să faci. Mai puțin legal în alte țări posibil. Dar ce determinat pe tine, în primul rând, să duci acolo? Să faci asta? Nu, eu nu m-am dus ca terapie? Eu nu m-am dus pentru ayahuasca. Ah, tu te-ai dus pentru călătorie. Eu m-am dus pescuiesc. Bun, eu am fost în Peru. Noi am ajuns în Amazon pentru a face, anume în junglă. Și acolo se face și șamanul în junglă. Nu, înțeleg că era un grup, dar un grup, da. Erai cu soție, erai cu cineva. Nu, singur, din familia mea. Din familie. Și eu m-am dus să pescuiesc în Amazon. Deci pentru mine asta a fost, să văd Amazonul și să pescuiesc. Și am ieșit la pescuit în una din zile pe Amazon. Și țărb, în
prea reușit să prind mare lucru, fiindcă apa era foarte murdară, unul la mână, doi la mână. Erau atât de rapide piraniile că eu chiar, cu toată experiența mea, nu reușeam să le prind. Capitanul a prins, ca să-mi arate cum. Și eu alături mă puneam și nu reușeam atât. Așa viteză aveau, în care foarte repede curăța. Dar tot în acea locație se practica și ayahuasca. Adică venea special șamanul din alt trib, nu știu de unde, pentru această procedură acolo. Și deoarece colegii mei au decis să practice. Zic că eu vreau să văd ce e asta. Eu n-aș mai repeta. Te schimbi după această experiență? Cred că... Unii oameni se schimbă. Fața e că eu toată viața mă tot schimb. Eu în fiecare dimineață când mă trezesc, tot încerc să fiu alt om, să văd alte lucruri și să trăiesc. Să încerc să trăiesc fiecare zi. Ții minte, da? Cât viața ai în acești ani. Deci, să-ți trăiești fiecare zi și să o trăiești cu plăcere. Și că seara când te culci, să înțelegi, ma, faină zi a fost. Deci dacă noi ne uităm uneori să facem lucrul ăsta. Desuri, mai ales atunci când e proastă ziua, zici, mă, ce zi proastă a fost, nu, gata, vreau să o șterg, să o uit, să nu. Nu, înseamnă că trebuie să te bucuri că a fost ziua asta. Că toate greutățile astea te fac mai puternic. A doua zi. Fiindcă ai învățat o lecție. Deci nu a fost doar, hai să înșerc. A fost o chestie care te-a emoționat cu ceva. Încercarea ayahuasca. Nu, eu a fost, hai să încerc. Nu a fost ca și când, uite, eu pot să zic despre asta că e pe mine m-a marcat. M-a marcat ca și, desigur, ca și, bun, cum m-a marcat și ăsta n-ați-l mai aproape. N-am nevoie. Te-a marcat ca trăire pe loc? Eu nu pot să spun că după asta direct am devenit Buddha. Wow, da, știi cum, domnule, gata, eu am făcut conexiune, am degetele în priză de sus, știi? Deci, la Dumnezeu, nu, deci nu e așa o chestie. E mult mai interesant, din alt punct, iată, contactele astea cu locurile sfinte, parcă mi se par mult mai importante pentru mine decât în sine ayahuasca. Eu nu cred că ai nevoie de ceva special ca să te conectezi cu baza de date. Asta e o chestie super faină. Deci tu crezi că noi și fără ayahuasca, fără droguri, alcool și alte chestii, putem să ne conectăm cu acea energie, cu acele baze de date, putem să ajungem să înțelegem de unde venim și care e scopul în șmenirea noastră. Da. Și că nu e foarte important și mașină ți-ai cumpărat. Și... Nu, și filtrul este acea discuție cu tine. Asta e instrumentul. Asta e instrumentul de a ajunge acolo, în conexiunea asta. Da. Păi de asta și zic. Deci e mult mai ușor să urci în mașină și să ajungi de punctul A în punctul B. Dacă te pornești pe jos și singurel, din punctul A în punctul B, tu mai ai și atâta timp de a vorbi cu tine însuți, că ești singur. Nu ești cu altcineva. Prin munți, promenadele de munți, de ce sunt faine? Savurezi natura, te inspiri de la ea și în același timp iarăși ai timp să discuți cu tine. Asta e o chestie foarte bună, deci nu ar trebui să ne fie frică de asta. Și nu ar trebui să fugim de asta. Sunt oamenii care prin ayahuasca depășesc anumite frici? Cred că da. Că, în special de moarte, presupun. Și nu numai. De viață, în același timp. Cred că mai degrabă. De ce oamenii încearcă, știi? Încearcă să-și depășească anumite propriile limite umane pe fața pământului, fizice, despre asta vorbim, da? Că, vreau să încerc să găsesc răspunsul sau nu știu. Eu nu cred că... Nu știu că ce am trăit eu, nu cred că e vorba de... Bun, eu, poate eu pe undeva greșesc, că ayahuasca n-a reușit să iasă din mine. Una dintre procedurile obligatorii în procesul... Experienței în cauză, este că trebuie să vomiți. Deci tu obiei și obligatoriu, practic, fiecare o vomită la 20 de minute și pe urmă... Din mine nu a ieșit. Și ce a spus șamanul? Că e cu tine pe toată viața. Și asta e bine? Nu știu. Eu cred că e bine. El mi-a zis la urmă o singură frază, că nu forța lucrurile. Zic că mergi pe apă. Mergi pe apă, am ca Amazonul, la vale. Mergi încet și ori, nu forța lucrurile. Asta mi-a zis că eu încercam să forțez, presupun eu și în timpul. Chestia asta. Dar noi tot asta facem. Că noi mai repede, să ajungem mai repede să facem. Don't control everything.
ar trebui, poate, să controlăm chiar totul. Cu toate că eu cât de tare nu m-aș trăbi, oricum încerc să fac asta. Asta e revelația de bază, probabil. Nu controla, că noi nu avem, nu ai tu niciun control aici, muritorule. Cum ai venit, așa te-i duce. Muritorule. Care un, la mână. Cum ai venit, așa te-i duce. Savurează. Așa aici. Noi, omenirea, ne împărțăm în două grupuri mari, cred că. Cei care consideră că au venit pe pământ și schinuie, și cei care consideră că au venit pe pământ pentru a savura. Așa. Avea plăcere din cei ce trăiesc aici. Partener general OTP Bank. Te-ai duce vreodată să stai la mănăstire? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? Cred că aș încerca asta. Încerc. Tu ai încercat? Nu. Dar vrei? Vreau. Bun, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat, nu obligatoriu undeva în munți. Dar am avut situații în care am fost 3-4 zile singur și atunci e fantastic. Deci, eu nu cred că aș rezista să trăiesc ani de zile singur, știi? Eu nu pot, eu sunt omul sociabil. Deci trebuie să-mi încarc bateriile vorbind cu oamenii. Asta nu înseamnă că sunt vampir energetic și nu-mi plac vampirii ăștia. Dar ei sunt? Tu crezi că ei sunt? Eu cred că sunt. Sunt unii oameni pe care din start îi simți că el pur și simplu îți suge din energie, știi? Dar sunt alții. Și nu e vorba de că vorbește mult sau că nu vorbește mult. Așa e el. El nu face asta conștient. Nu. Dar sunt unii oameni care inconștient, dar special parcă sub din tine energie, știi? Știi cum? Când permanent îți spune ceva negativ sau totul vede prin prismă negativă, știi? Că mie ăștia mi se par oameni vampiri energetici, știi? Că când el poate să vadă lucrurile frumos, același lucru. Știi? Eu nu vorbesc de optimist, pesimist, cana asta e murdar, e curată sau e plină, știi? Da, da, da. Dar vorbesc despre ia, că vezi, ai lăsat lemnul ăsta aici pe farfurie și murdar și nu știu. Băi, ești bucur. Lemnul ăsta poți să faci găurile, poți să pui la floare, să ții, să legi de un copac lemnul ăsta, să-l pui în vazon și să crească un copacel nou, dar un copac înseamnă viață nouă și aer în camera ta. Da? Cana ai să o speli și apa aceea să o poți turna la floare. Și să-ți crească floarea. Adică sunt niște lucruri care trebuie să le... E același lucru, da. Dar oamenii nu... Mulți. E foarte... Și des mă revolt în sinea mea. Nu la toți le spun în față. Păi, dar fii mai pozitiv. Uneori explodez. Dar fii mai pozitiv cât se poate. Înțelegi? Și-a cumpărat omul mașină. Nu, bă, ce an? 2002. Ei? Nu ai luat 2006. Omul de-am și-a luat-o. Da, nu-i mai spune că deam. Fine! Dar ce, benzină sau... Benzină sau diesel? Aia, dacă era benzină. Dacă spunea diesel, invers benzină, aia, dacă era diesel. Înțelegi? Pe tine te... Pe mine mă irită așa oameni. Pe tine personal, adică când vine cu astfel de chestii asupra ta, pe tine te disperă? Nu. Pe mine mă deranjează foarte... Mă influențează. Mă deranjează, dar eu des ultimul timp încep să spun. Ce să... Dar cine ai spus de la? Băi, bravo, e că ți-o luat mașină. Mă bucur că în sfârșit ai schimbat-o și ai dat... E, dar ce asta e mașină? Știi? Sau, omul și e casă nouă și tu prima dată intră în casă. E, dar ce a spus dulapul ăsta? Ce-i pus alt dulap? Băi, tu ai intrat prima dată. Bravo! Ia uite, și balcon, și dulap, fain. Nu, nu-ți place, taci! Da. Intră și taci! Înțeleg? Pozitiv. Mie mi se pare că oamenii trebuie să fie pozitiv. Asta nu înseamnă că ești hai să spun așa, cu trei fețe sau nu știu cum, știi? Că ar trebui numai pozitiv să spun. Nu! Știi de ce? Fiindcă mie îmi plac națiunile care zâmbesc. Mie îmi place că călătoresc mai ales foarte multe țări am observat oameni care zâmbesc. Nu am noi triști toți, înțelegi? La noi, e țară de oameni triști. Mergi pe stradă și tot, nu știi? Mergi la piat. Te zâmbești și încearcă zâmbești. Da, te crede nebun, dar dacă ești zâmbitor, parcă mai mult e. Asta am promovat la țani și la radio și la TV și când am mai fost. Zâmbiți, oameni buni. Și la mire asta le spun, la fiecare nuntă. Cea mai bună armă voastră e să zâmbiți toată seara. O să vă doară a doua zi mușchi de pe față și să vă treziți zâmbind, fiindcă toată ziua ați zâmbit și v-ați impus la început. Dar asta, de fapt, denotă acea ah, ce mir frumos. Zici, zâmbeau tot seara. Așa să se îmblă în unii, cu griji, cu ce, știi, sunt și din ăștia, dar
Tu pentru mine ești așa un om de vast și o să-ți spun de ce. Un om care a participat la unul din cele mai mari proiecte din țară, sunt, da? Grăiești Moldovnești, tu ai participat la acest proiect, ești unul din cofondatorii Grăiești Moldovnești. Tu ai ascultat Metallica și Sepultura în tinereță și erai rocker și te-ai dus la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și ai făcut film. Și totodată tu ești autorul la 99 de cumătri, tu prezinți nunți, tu ai fost și ai luat ayahuasca și tu ai scris 99 de cumătri. Știi ce zic? Înțelegi unde o duc? Da. Dar eu ți-am dat răspuns în prima frază a interviului nostru. Ca semn zodiacal, eu sunt pești. Ah, și tu ești pești în două feluri. Care stau așa. Ok. Ca semn, dacă te uiți la orice horoscopuri. Da, da, sunt da. Doi pești care mi-a diametral opus. Asta înseamnă că în această viață am încercat din toate punctele de vedere să cunosc din toate domeniile. Eu am scris și texte serioase, din păcate lumea nu vrea să le cânte. Sunt și acum, nu știu pe unde, lăsate într-un fel. Unele au fost cântate, altele mai puțin. Dar ele n-au prins la masă. Cum n-au prins astfel de cântece? Care în curând, apropo, va fi interzis. Care? 99 de cuvânt. Va fi interzis această piesă. Pentru că tu o să nu, eu cred că altfel o să spun. El o să fie interzis pentru un singur om în fața Pământului. Ok. Pentru el. Și restul 7 miliarde, 99 de oameni în fața Pământului au voie să cânte ce cânte. Dar un om nu va avea voie să cânte. Deci tu ești un om care are și dușmani. Nu. Nu din dușmanie faci asta. Asta nu e din dușmanie. Dar din? Asta e din... Corectitudine? Corectitudine. Da. Când cineva își asumă... Hai să zic altfel. Când cineva desconsideră munca altcuiva, trebuie să-i arăți lucrul ăsta și să-i spui. Tu ești și autorul la Vasile s-a născut femeia. La Vasile da. A născut femeia. Da. Un pahar cu zin și o plășință. Asta e. Și de la Lieta Burcean știm despre da. Eu când iubesc și pământul geme. Ești tu autorul textului. Și ai o poveste în spatele la această experiență din partea ta ca autor al textului. Da. Era cu tremur. Eu știu povestea, dar vreau să ne-o spui și vreau să vorbim despre asta. Nu, se întâmplă că oamenii se iubesc în 24 din 24, ori că în clipa asta are loc cu tremurul. Deci tu făceai dragul cu soția ta și a început cu tremurul. Da. Și din tine a zburat o perlă. Da, da. Când eu iubesc și pământul tremură. Așa am zis atunci, dar aici în cazul ăsta am transformat puțin pentru cântec ca să suni. Așa că nu-ți teme. Dar, da, că Larisa se speriaseră și direct femeia ca femeie, deodată o sărit, copii, unde și ce trebuie să spun. Stau, da. Deci unica ce vreau să spun clar despre scrisul textelor, că e, cum le spun și la unii interpreți, că dacă eu n-am putut să scriu în 3 zile, înseamnă că nu mă mai apuc. A, da? Nu te chinui tu mult. Mie, dacă nu-mi vine din prima, asta am înțeles de-a lungul vieții. Dacă nu vine din prima, și iată, primul vers, primul rând, și de obicei ăsta e refrenul, sau poate fi strofa, pe urmă se rearanjează, dar dacă nu-mi curge, spun direct așa cum este, dacă nu-ți curge versul și tu te așezi în 5 minute, și l-ai scris, nu că de ce, că tu știi să versifici foarte bine, dar e vorba de altceva, dacă nu ți-a venit acum acest gând și el nu s-a dus și nu s-a înșurat pe foaie, nu are sens să-l, cum zicea bunica, să mozolesc. Chinurile nașterii aici nu mai au sens. Iată cum ai văzut că ți-am spus că una dintre notițe e un refren care stă acolo și n-am de gând să-l termin. Deci nu există versuri la care eu revin mai târziu. Eu dacă n-am scris acum, nu. Și unii interpreți într-adevăr au primit așa răspunsuri de la mine. S-au întâmplat așa cazuri. Când eu am zis, scuzați-mă. Nu vine. Dacă și asta, la unii le spun din timp, dacă eu nu ți-am trimis textul în 3 zile, înseamnă că eu nu-l mai scriu. Ca să nu aștepte degeaba omul. Și la poate merge la alt poet, la alt scriitor, la Dar tu câți cum mă trei? N-așa mulți.
Nu-s 99. Nu. Dar ce 99 în cântic? Cântecul ăsta e legat direct de cântecul Ale Pugaciova, Niemie este o druzie, Niemie este o ruble, Niemie este o druzie. Că în clipa în care eu m-am așezat să scriu acest cântec, un cântec, era vorba de o comandă atunci, un cântec la radio, la terasă, cânta cântecul ăsta. Și am zis că 100 de prieteni nu sună bine. 100 de prieteni, în primul rând, nu prieteni la noi, dar cu metri în țară. Și 100 nu sună, 100 de ecometri, 100 mi-a dat, 99. Eu tot timpul am, de-a lungul anilor, am lucrat cu niște instrumente când scriam texte, anume pentru cântece. Niște instrumente pe care eu singur mi le găsisem la timpul meu. Lucrând în radio și lucrând cu cântecele de-a lungul anilor, mi-am dat seama cam de ce unele piese sunt atât de solicitate sau atât de dorite sau atât de repetate. Fiind prin simplitatea repetiției deseori în cântece. Și știe asta, și multă lume asta o știe. Da, da, da. Foarte multe cântece, cu, numai cu ai, 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 câte vrei găsești. Sau ulala. Sau eroina. Op, op, da, repetiție, anumite da, repetiții. Da, da. Și la-la-la, hei-hei-hei, oh-ho-ho. Interjecții. Interjecții diferite, care orice copil le poate repeta repede. Și dacă copilul repetă refrenul, înseamnă că gata, asta e hit. Da. Eu desori așa verificam cântecele. Mai e hi? Nu e obligator. Fetii mele în mașină. Eu am pus cântecul, eu abia l-am adus din studio și... Aha, și îl puneam în mașină și dacă, după prima audiție s-a auzit odată cântecul, noi am mers în mașină și eu nu i-am spus nimic, pur și simplu am pus cântecul și am oprit cântecul la final și dacă peste 20 de secunde sau 10 secunde fiic mea începe a cânta un pahar cu zi. Așa îmi place. Așa s-a întâmplat. Și zic, hop, hit și eu sunt puște și el am pușcat. Iată, noi am spus despre faptul că tu ești autorul la 99 de cumătre, la Când eu iubesc și Pământul geme, la ăsta, Un pahar de vin și o plășințică. Dar tu ești unul dintre autorii pieselor grăiești moldovenești, acelor cumva tradus. Voi ați avut și piesele voastre, eu asta știu, dar cele care au rămas foarte cunoscute, eu, de exemplu, mi-amintesc foarte bine Pațanul Nanu, asta a fost termen repetat. Pațanul Nanu, mașutca, mașutca, te duci undeva. Asta, eu le știu pe de rost, în contextul în care eu le-am ascultat de câteva ori, poate la discotecă se cântau, discotecă de prin sate, da? Toți se cântau piesele astea. Și vreau eu să zic că cumva mari hituri ai lansat de-a lungul vieții tale, până acum peste 40 de ani. Să nu zicem aproape 50, dar zicem peste 40. Și trebuie să se întâmple în viața noastră ca și după 40 să fie interesant, la fel de interesant ca și atunci când ai scris hiturile astea. Da, nu, de ce eu și mi-am regăsit acum, m-am regăsit în călătoriile mele. Deci în viața e important să găsești și încă ceva de făcut, și încă ceva de făcut. Nu te ții numai de oață. Tania, eu pui mâine, mă duc în Noua Zeelandă. Înțelegi? iată despre ce vorbesc. Deci, sigur că eu cu mare știu ce mă așteaptă și în ce direcție vreau să... Am și planuri de realizat, pământești... pur umane, desigur, familiale, sociale și știu ce mă așteaptă la anul sau ce aș fi vrut în orice caz să realizez. Dar la moment, știind foarte bine că am timp și eu de mult vroiam să ajung, că eu în Noua Zeelandă am vrut să ajung înainte de Pierrot, dar nu mi-a reușit atunci. Și uite că peste 4 ani de zile, în sfârșit, lucrul ăsta se realizează. Sper să se realizeze, da, poi mâine. Sper că nu vorbesc, știi, de superstiții, știi, forma aceea, nu vorbesc prematur. Nu, că biletele sunt cumpărate și mașinile arendate. Deja. Da, gata, nu mai dăm înapoi. Deja. Da. Așa că, oricum, trebuie să mergem. Nu mi se pare că eu trăiesc mai puțin intensiv decât cum trăiam atunci. Nu. Dar asta nu vine natural. Atunci vine natural, dar acum tu faci ceva pentru asta. Asta ar fi sfatul pentru oamenii care încep să prindă într-o rutină care nu le mai dă sens vieții și fericire în viață, știi? Asta ar fi. Atunci, în tinerețe, vine fericirea natural din, nu știu, mai multe chestii. După o anumită vârstă, fă-ți-o artificial dacă nu sprânești de la sine. Nu din noi. Eu de ce vorbeam de zâmbet mai devreme? Și că un om care zâmbește permanent și poate chiar de dimineață, că te trezești și uneori, pur și simplu, da, eu știu că asta e un exercițiu, o să zic lumea, aici că este o tâmpine. Nu e o tâmpine. Te duci la baie și te uiți în oglindă sau în oricare altă oglindă. Uite 2 minute, 1 minută la tine. Dar zâmbește-ți.
Adică poți să uita așa un minut și fără zâmbet, că îți vezi numai riduri, îți vezi nu știu. Dar ea îmi zâmbește și tu ridurile nu le mai observi deja. Sau ceilalt. Dar și ridurile sunt naturale, sunt ale tale. Apropo, de la râs, multe. Eu numai de la riduri, râs am riduri. Și eu la fel. Deci, la mine toate de la râs, nu de la altceva. De aceea și zic, nu trebuie să ne fie rușine de ridurile noastre, de părul nostru. Părăsuri e experiență în viață. Și mă întreabă cineva, băi, dar tu cu parașuta ai sărit? Zic, nu, dar urmează. Dar de ce nu sare? Și zic, mă aștept. Trebuie să fiu pregătit. Aștept vreo 80 de ani, sau? Ca să nu-mi pară nu rău. Risc. Nu pară rău chiar toate. Cu toate că acum în Noua Zeelandă, din start am bifat și am rugat să fiu dus obligatoriu la bungee jumping. Ok. Obligatoriu rafting. De munte. Jumping când sari. Pod, clădire da. Jos, pișoarele okay. Legate. Da. Deci asta știu foarte bine că se practică în Noua Zeelandă, în alte părți puțin unde se practică. În Moldova n-am vrut să o fac, nu am încredere. Se face știu unde, la clădire ce e de la dânceni. Știu. Și la pod, la rezina. Dar sunt mai multe nuanțe. Nu am încredere. La 80 poate să încerc. În moldoveni n-am încredere. Asta vreau să spun. La 80 de ani poți să sari și cu parașuta fără nicio problemă. Da, doamna președinte, o sărit acum, dar eu, știi cum... Eu am avut mai mult încredere în moldoveni. Nu, cred că. I-au vrut să-și demonstreze ei ceva, presupun eu. Dar eu păi noi nouă ne demonstrăm cel mai des ori și da. Limită nu o depășim, nouă ne demonstrăm ceva. Chiar dacă uneori mai cerșim atenție din exterior, în mare parte noi pentru noi suntem sau nu suntem. Depășim anumite lucruri. Că sunt frici, că sunt, bă, pur și simplu punctitudul în viața asta. Și bine să le ai. Mie îmi place structurizarea asta. Băi, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Băi, trebuie să ajung în Noua Zeelandă ca să sar bungee jumping. Da. Asta e vis. Trebuie să ajung. Și bă, cine, că universul, că baza de date, că oricine acolo de sus hotărăște, mi-a demonstrat de-a lungul anilor că pierderile financiare pe realizarea astfel de vise se rambursează rapid. A, că vii încărcat și cumva ai mai mult, în cazul tău, mai mult de lucru, mai multe cereri, că ești într-o stare bună și poți să -i... Nu știu de ce, dar mie, iată, nu știu, asta mi-am găsit o explicație până acum, inexplicabilă, dar o explicație, că toți banii pe care ai cheltuit pe călătorie, ei se întorc. Într-un fel, se întorc înapoi, a fost ca o investiție în a vedea lumea, de a cunoaște ceea. Și ești altfel de om. Mie ne pare că, după, asta este experiența mea, atunci când eu am călătorit și am revenit, și călătoriile pe mine mă fac parcă să mă pot ridica, ipotetic spus, sau nu știu, metaforic spus mă ridic, imaginar. Și să văd lumea mai în ansamblu decât când ai video din... Da. Veche, ca să înțelegi tu, eu după ce am revenit din Peru, am revenit să rămân cu claritate enormă despre faptul că în țara noastră nu e săracă. Da. Păi numai te-am deci moldovenii noștri n-au văzut sărăcie adevărată. Deci la noi casele arată casă. Grădinile sunt îngrijite cât de cât. Nu, că este o familie în sat care e mai lenoșică sau nu știu cum acolo. Asta e altă întrebare. Dar pierd total? Când noi nu avem drumuri, ok. Da, asta trebuie poate rezolvat. Dar în rest, țara și oamenii nu suntem țărași. Da, nivelul de trai mai jos, dar din ce avem bunul care îl avem, noi toți ne străduim să ne învârtim și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Ne învârtim da, bine. Dar imperul e o sărăcie lucidă. Nu vorbesc de capitală, unde, da, capitala trăiește ca și Paris, un cartier din capitală, nu toată capitala. Capitala, restul, tot nu, Lima tot nu e atât de... E lucidă sărăcia. Uh-huh. Disculți și fără pereți la casă, cu pereți din paleți de, înțelegi, de porumb sau din știulete sau din, nu știu, din panouri publicitare, înțelegi, casa făcută. Eu am impresia că există posibilitatea ca o ieșire, o călătorie, distruge o leacă din ego, știi și nici eu. Importanța asta, când noi vorbim de un univers aici, din niște bază de date, și există zona aceea în care tu știi și nici eu. Mm-hmm. Și am impresia că se diminuează din ego-ul ăsta atunci când pleci undeva, te duci și vezi lumea mare și vezi tu cât ești de mărunțel acolo în borta
Da. Că tu ești regin la tine în mahală, da, asta e... Într-un fel. Da, dacă ești de acolo. Și, zici și Carlos, de aici până la oprire, da? De la coș de răsărit până la sfetafor. Da, până la sfetafor. Da. Acum nu mai țin exact, dar asta era ideea, da? Da. Deci... vezi și oameni bogați și oameni săraci și oameni... Ce mă impresionează și ce-mi place mie, poate din cauza asta eu și plec, cum ziceam și mai devreme, eu plec să văd oameni zâmbitori. Ori foarte multe țări pe care le-am văzut, chiar și pe răcuri sărăcia lor, dar erau oameni zâmbitori. Te duci la croați, zâmbesc, te duci la sloveni, zâmbesc, te duci la italieni, ne mai vorbim. Bun, sunt și unele zone italiene, nu sunt răi, de Doamne ferește. Deci, mă gândesc la noi, a fi tare zâmbitor, la noi în popor, nu prea s-a promovat. Prostie, te râd ca prostul. Da. Dar dacă stai trist așa, să mă ghii deștept. Este om serios. Om serios, da, eu. Da, tu, eu acum ne-am dat seama că am verbalizat abia acum. Dar este. Știi cum, uite, de pe verbe care sunt negative, știhlizești. Înțelegi, asta e... De câte ori am auzit-o asta când eram la radio, știi? Ei, și dieți acolo trei proști și vă hlizezi de dimineață, știi? Gata, tu de-am nu mai vrei să mai hlizești, vrei să... Nu, da, ideea nu altceva. Deci și vă încurcat, vei greață, noi râdem. Și haideți noi să începem a boșii de dimineață. Era noi realmente să ieșim în emis și să începem, of, Doamne, și de răzviață. Tu îi schimbi în două secunde postul de televiziune și îți duci în altă parte. Nu? Dar nu știu ce stai și ascult și râzi. Unii oameni, pur și simplu, au nevoie să râdă. Să îmbolnăvească de ce să râzi. Și te încărci de energie și te duci mai departe. Ca asta am promovat toată viața și la radio. La mai multe posturi de radio asta făceam dimineața, matinal, tot încercam. Voi, apropo de posturi de radio, mai ai înregistrările de la 12 noaptea cu Grești Moldovenești? Asta era la Radio Dor. Sunt unii oameni care mi-au povestit clar că iau încă acasă casete cu înregistrarea emisiunilor de atunci. Tu n-ai? Eu n-am. Eu n-am nici casete măcar cu Grăiește. Nici discuri, nu știu dacă mai am pe acasă. A rămas să-l prindeva acolo niște policioare, dar tot le-am dăruit cuiva și a rămas așa. Cât a durat experiența asta cu Grăiești Moldovenești? Nu mai țin minte. Și te-a marcat de acolo? Multe. Multe. Concerte, dacă noi avem câte două, trei concerte pe zi uneori. Atât de multe mergeam dintr-o sată în altul ca să... Și cântați live? Concertăm. Playback. Deci... Live, dar playback. Fonogram, ce cum zice, fonogram. Primul lucru care îl spuneam când ieșeam în scenă era, noroc, nu vă uitați în gură la mine, că noi cântăm playback. Noi, adică era noi, noi tot seara dăm din buză. Era sincer, da. Măcar. Primul, asta făceam, că nimeni nu ieșea să le zică vreodată cineva așa. Dar noi ieșeam să... Noi cântăm, noi dăm din buză, nu vă uitați în gură. Bun, dar noi așa de bine dăm din buză, că multul lume oricum credea că noi cântăm. Și... Eu chiar am impresia că, eu chiar cred că voi ați dat atunci tonul la alte proiecte mari care au ieșit foarte mari, grăind moldovenește. Mi-mi pare rău. De ce? Că asta s-a întâmplat. Ok, înțeleg de ce, de fapt. Da, gândul primordial al acestui proiect era de a arăta prostia noastră într-o abordare a limbii și denaturare a limbii române. Și asta am zis-o și în emisiune, non-stop, cât sponsorul general a emisiunii Grăiești-Moldovenești era dicționarul explicativ al limbii române. Așa suna promo-ul care suna, da. Sponsor oficial al emisiunii Grăiești-Moldovenești, dicționarul explicativ al limbii române. Și noi încercam să vă preîntâmpinăm. Această emisiune este periculoasă pentru moralul și spiritul dumneavoastră. Schimbați frecvența, dar la oameni ca la copii. Îi spui să nu bagi mâna în foc și el se bagă. Păi fructul interzis întotdeauna e cel mai da, interesant. Da, și aici și-a pornit. Presupun că dacă eram în era Facebook-ului, internetului și YouTube-ului, nu vorbeam azi cu tine. Eram nu știu unde. Dar, din păcate, n-am... A vrea să ai mai mare succes, ai în de. Da. Eram, nu știu pe unde, dar eram în departe, cred eu. Fiindcă la câte vânzări au avut prima casetă într-o singură zi. Și ți-o cumpăra din primii bani de la Grăiești Moldovenești? Nu mai țin. Nu ți-o lua ceva mare? Eu am zis când am început... Știu că pe a doua casetă, pentru a doilea album, cu noi s-a răsplătit cu un Opel alb. La doi. Cu un Opel alb, Tolea și l-a lăsat lui și el deja mi-a dat într-un fel jumătate din banii de mei. Opel. Da, jumătate de Opel mi-a dat. Păi la urmă. Despre asta puțin care știu. Și al doilea albumul a fost înregistrat într-un apartament, noi l-am luat în chirie, nu știu cum. Aici în Chișinău. Da, la sectorul Rușcani, acolo, la Dimo undeva. Și înregistram noaptea, când noi ziua lucram și nu puteam așa. Am adus eu calculatorul meu de acasă
Și așa, am fost înregistrat în rupte. Da, aveai calculator pe vremea aceea, adică... Păi asta, a, uite ce mi-am cumpărat eu din primul. Deci, calculator. Ți-ai cumpărat computer. Da. Primul l-am registrat la radio și acolo ne-am folosit de calculatoarele celelalte. Și al doilea deja nu mai era emisiunea, nu mai eram în radio, dar am hotărât să facem al doilea album, că primul a mers foarte fain și... Și al doilea deja... Am impresia că în al doilea a fost asta cu Eu o smint. Super agent. Da, super agent. Interesant e că din piesele astea s-au făcut replici între găști. Fața anul în anul. Nu, eu... Mașut ca. Da, sau... Gicu Băievicu și până da, ziua da. De azi știu cine e Gicu ăsta Băievicu și... Lumea, nu știu, astea deja au devenit trend într-un fel, știi? Tot e cleova la leova și multe fraze din asta au fost strânse, înțelegi? La Ceadră Lungă a Spoi sau... Ele au fost strânse prin piața centrală, prin transport urban, prin... Eu cred că era foarte mult de râs acolo în studiouri, când le compuneți pe moment, le compuneți. Nu, no, eu... Stăteai acasă. Da, deci eram condiționat totuși de partea muzicală, deci ce melodii găseam. Și eu aveam un bzic așa, să-i zic. Vroiam să sune cât mai aproape sonor de original cuvintele pe care le folosesc în cântece. Și asta nu numai la grește, era folosit. Același la Vasile. Unos cu femeie. De fapt, e un cântec popular ucrainean care era Na vesele, tâmene, na, na, na. Deci am înțeles. Era un cântec ucrainean care este așa, un cântec original și ne-am luat linia melodică de acolo și eu l-am făcut La Vasile. Deci, da, sună la fel. Deci, există și un termen pentru asta în lingvistică, nu știu unde. Dar, iată, mie îmi plăcea să sune aproximativ la fel, știi? Și de aceea și le racordam. Și deci eram impus într-un fel de linie melodică. Da, da. Și atunci stăteam mult ca să... sau cum era... Ciornaș pune. Ciornaș bumer, tipa. Ciornaș bumer, ciornaș pune. Da, eu, adică foarte, foarte mult se asamănă, știi? E sonor din... Și foarte mult, nu mai țin, multe cântece care sunau aproximativ la fel sonor, parcă bătea în original. Dar cu Anatol mai ții legătura? Da. Sunteți prieteni, ați rămas prieteni? Da, doar că el e în Statele Unite și noi foarte rar ne întâlnim, ne vedem, ne mai scrim, dar nu așa des. El tot mă invită. Hai când vii. Când mai vede câte o călătorie de-a mea undeva acolo în Marea Britanie sau în altă parte, am un mai nou, alte țări și el zice, hai băi, odată când vii în Miami. Aștept. Eu am zis că aștept acum să intrăm în România, în Schengen și cu această ocazie, cu primul zbor, cum a intrat, cum... Am mai mulți prieteni în Miami care mă invită acolo și mă așteaptă. M-ar aștepta cu plăcere să vină în ospiție. Dar oamenii te cunoșteau pe stradă atunci când începuse cu grești moldovnești. Da. Era o senzație plăcută. Era un băițel care își dorea să devină șofer de macara. Știi care ideea? Că la radio nu te cunoaște nimeni. Vocea ți-o cunoaște, da? Așa cum când vin la anunț, da, și se apropie și așa. Dar eu vă știu din undeva. Da. Vocea asta. Da, după voce v-am cunoscut că sunteți de la... Mai nou erau, ultima perioadă, erau descânticile astea care erau la dimineață. Și toată lumea actiată după ele erau. Datorită Ionelei Hadăr, că au apărut în radio și descânticile și pur și simplu le-am dat-o așa o culoare radiofonică, într-un fel, și de ele iarăși. Și acum te recunoști, dar n-am avut boala asta de... Niciodată, nu știu cum, am evitat-o tot timpul, boala de vedetism. Eu știu oameni și știu unii artiști care merg așa cu pieptul umflat special. Știi că el a intrat și el mai întâi se arată, știi? După care, înțelegi, da? În maniera unui păun care a desfăcut. A intrat și a desfăcut coada și s-a arătat și apoi pe urmă a strâns-o și s-a dus mai departe să lucreze, știi? A fost trădat vreodată? Da. Dar și eu am trădat. Din păcate. Ți-ai iertat? Nu cred că odată am fost iertat. Dar peste o foarte lungă perioadă de timp. Și a doua oară am fost iertat într-un fel. Dar cu regret uneori constat că îmi pare rău cu trecerea timpului că s-a întâmplat așa. Fiindcă au fost ani pierduți, pur și simplu. Ani pierduți de prietenie bună, ani pierduți de relații. Dar ce înseamnă pentru tine prietenie? Prietenie înseamnă să suni omul nu când îți trebuie ție.
Prietenul la nevoie îți cunoști. Prietenie înseamnă să suni omul să întrebi dacă o să te normal. Dar chiar să te interesează. Simte-te bine. Simte-te normal, da. Bun. Am vrut să văd așa și mai fain. Pur și simplu. Cred că asta înseamnă prietenie. Într-un fel. Știi și ne pare foarte frumos? E că foarte puțini oameni de pământul ăsta sunt gata să recunoască că o trădați și ei. Tăți vinovați, numai nu eu. Nu, eu tu ai recunoscut. Aici, atunci când te-am întrebat dacă tu ai fost trădat, tu ai spus că și tu, la rândul tău. Mie mi se pare că sunt puțini oameni care fac asta. Sinceritatea de a spune că ok, eu am fost trădat, nini a fost ceva luat, dar și eu ceva am făcut. Adică mie mi se pare că trebuie să ajungi la o inteligență emoțională înaltă ca să recunoști și tu. Și mie mi se pare că e foarte fain și am vrut să bine ești chestia. Pe cine să mă mint? Pe mine? Eu singur pe mine să mă mint? Iisus, că eu vorbesc cu mine desuori. De ce? N-am de ce să fie frică de recunoaștere că ai trădat, de recunoaștere că ai furat sau recunoaștere că... că ai fost trădat, sigur. S-a întâmplat. Sunt multe trădări care până ziua de azi nu mi le pot ierta. Eu mie nu mi le pot ierta. Că eu am trădat pe cineva. Cândva. Dar asta era tinereța tumultoasă de care vorbeam mai devreme. Putem pune pe seama tinereții aceste greșeli? Putem pune pe... Da... Bun, hai nu atât pe tine. Eu vreau să spun că este totuși vorba de un caracter și o predestinare pe care o ai tu în această viață. Un caracter pe care toți trec prin adolescență, dar nu toți trăiesc tumultos sau nu toți trăiesc vertiginos această tinereță. Da. Și învățat de la anunțele din Moldova? Și aici nu vreau să mă refer câți bani s-au pus pe masă, câți bani iei tu, cât nu știu ce. Mă interesează aspecte care te pun pe gânduri la nunțele din Moldova, pe care tu le prezenți. Aspectele legate de relațiile din Timiri. Tu îi cunoști pe dânsii cumva dintr-o parte, te uiți la ei, cum ei organizează ca niște furnici, fiind foarte armonioși unul cu altul prieteni, dar probabil, din păcate, vezi și cupluri despre care tu, fără ghișitoare, zici, peste un an o să dispartă, știi? Puneți cronometru. Da, sunt și mai repede. Nu știu cum am avut noroc să nu dau practic peste așa gen de miri. Mi s-a întâmplat, dar rar, foarte rar. Să-mi dau seama, să citesc deodată. Eu după ochii lor văd că ei n-o străiască împreună. Și asta se vede pe durata anunții. Se vede prin simple îngâieri. Atitudini. Grijulii, știi? Da. Cel îndrăgostit, el cuprinde. El ține de mânuță. El stă alături tot timpul. Dar sunt unii care... Niciodată nu-i. Uite afară, fumez. Da, și s-ar stă numai la fumață. Pe mine mă încarcă energia asta mirilor, cred că enorm de mult. Dragostea asta e înfiripată, știi, abia înfiripată și copilăroasă. Bun, unii sunt și la 11 ani de relații, dar iarăși ea oricum se simte. Și atât dragostea gingă și asta și în marea majoritate a cazurilor, 99%, e așa. Atunci, sărbătorile astea, nu înțeles, bucurie. Ori împărtășirea bucuriei, asta înseamnă încărcare de baterii. E mereu zâmbet, e mereu veselie, e mereu, înțelegi? Și iată, energia asta veselie. Da, vii acasă extenuat, vii obosit, că stai în picioare 9 ore non-stop și ești în alergare permanent încolo, încolo, înapoi. Pe lângă faptul că trebuie să interacționezi cu oamenii și în același timp să administrezi tot ce este sărbătoarea în sine. Că asta înseamnă administra corect toate părțile sărbătorii ca oamenii să fie fericiți. Un spectacol, un wedding planner, cum ești tu. Da. Ca asta fac de altfel. Putem considera nunta ca un eveniment în care putem să înțelegem calitățile poporului nostru? Desigur. Nu vorbim doar de miri. No, corect, ai bifat cuvântul, că ai vorbit despre calități și nu despre defecte. Fiindcă desuri la nunți poți citi și defectele acestui popor. Lipsa limitii la băut în unele cazuri. Nu știu, multul lume confundă că multă băutură asta înseamnă nuntă veselă, nu tot timpul. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că ei trebuie să se veselească și fără obligatoriu avea mari doze de alcool. Cu toate că când mă întreabă miri, eu tot timpul zic o sticlă de coniac de om. Ia, așa mult! Nu? Mai bine să-ți rămână la zamă și la cumătrie decât să nu ai să începe a alerga în timpul nunții. Nu știu unde, știi? Defecte, fala,
Unele tu lucruri se fac eu. Primar de cuvânt, da. Fală și multe lucruri nuntă, la multe nunți la noi se face din această dorință de a demonstra, nu ție, dar tuturor celorlalți din jur, că mă, că trebuie de făcut, nu știu. Nu. Vă arătați fericirea. Arătați fericirea voastră. Unele lucruri din fală sunt făcute greșit. Nu, bun, de aici, sigur că putem să dezghiocăm o grămadă. Din fală, sau fală provine din invidie. Și că aici, în general, eu cred că cea mai mare boală a poporului nostru este invidia. El are, dar eu n-am. Capra vecinului, da. Înțelegi? Și că eu am făcut, că el a făcut și mai, eu trebuie să fac și mai și, ca să vină să vadă. Și așa la al doilea, vin la unul și eu supărat. Și nici nu distrează. La mine a fost mai fain. Deci se distrează unul la altul. Să nu observe lucrurile astea. Da. Pur și simplu, deschis, să vină să se distreze. Fără a cere de la unul de la altul nimic, știi? Iată care e ideea. Nu aia mea. Și era. Așa, unde sunt, cum povestea cineva din film, unde sunt, 100 de euro n-ajungeau acolo. Cum nu? De unde? Chiar că la Nana Valeria acolo s-a luat din plic bani. Cum s-a luat, doamne? Sunt camere să filmat. Nu, că prea ce s-a luat, că el nu putea spune 200 de euro pe masă. Dați o sunăm pe Nana Valeria. O sună pe Nana Valeria și Valeria, noroc. Ia uite, ia că aici, ia că noi avem aici o problemă și nu înțelegem și ești. Valeria, tu câți bani ai pus în plic la tine? 200 de euro, zici pe mine. Și aici, înțelegi, o pus pe aceea în situație. Păi da. Pe sine situație. Și încă o acuzat un om, în plus, că a furat niște bani de aceea care... Și toate din ce? Din faptul că... Că ce? Conta atât de mult cât o pus femeia? O pus cât o putut, că din suflet o pus, nu? Uite, noi am vorbit despre proiectul tău Grești Moldovenești, am vorbit despre radio, peste 25 de ani de radio, în care tu promovai multe lucruri valoroase. Zâmbet și optimism în linii mari, da. Iată, așa să zicem. După care, autor de multe texte, super hituri cu milioane de vizualizări în contextul în care noi suntem numai mai puțin de 3 milioane de mult. Mm-hmm. Dar acolo sunt 47 de milioane de vizualizări la piesele, la un singur cântic a cărui text l-ai scris tu. Mm-hmm. După care, familia, care tot este o realizare a ta, care sunt lucrurile care cel mai tare te emoționează și zici, eu sunt mândru de chestia asta? Ultima. Familia. Da, deci tot restul trecătoare. Radio, pasiune. Grăiește proiectele muzicale sau textele sau... Bun, textele, știi că într-un context eu am înțeles că în urma mea doar ele vor rămâne, știi? Da. Adică copiii mei vor avea, dacă ar fi o țară normală, vor avea de câștigat de pe aceste texte mult timp după mine. Dacă normal, ar fi o țară da. Normală, da. Dar așa nu, n-are șansă. Cu asta nouă lege care a fost promulgată acum, nu de mult la capitolul drepturi de autor și cât procentul de remunerare. De parcă autorii n-ar trebui să fie achitați sub nicio formă, știi? Deci este o zonă în care tu ești sensibilizat de nedreptatea care se face ca și autor. Eu vreau să spun altceva, că într-o oricare altă țară normală europeană sau în Statele Unite, un autor trăiește bine din ceea ce își scrie. Ori dacă a reușit să scrie un hit sau un alt fel de hit, nu contează în ce domeniu, că e hip-hop, că e rock, că e altceva, că e jazz, că e techno și tot așa, el, dacă e un hit, omul deja are asigurată viața. Poate fi de la un singur cântec. Pe când la noi în țară, niciun autor nu poate spune că el trăiește bine. Bun, în afară de Dambalan, cred că da. Și iarăși noi în țară. Aici nimeni nu bagă niciun ban. E pur și simplu umilitor, într-un fel. De ce nu mai scriu? Nu mai scriu deja de mult. Da, nu mai scriu de la galben, încoa. Deci de vreun an. Partener general OTP Bank. Noi am dus-o către familie și aș vrea un pic să vorbim despre familia ta. Uh-huh. Care crezi tu că sunt lucrurile cele mai importante care vă unesc pe tine și soția ta? Lucruri care contează în cuplu. Eu am fost un militant a anumitor strategii familiale, hai să zicem așa.
Deci eu aveam anumite criterii după care consideram că ar trebui să fie construit o familie. Și soția mea era diametral opus tot timpul. Ei, într-un final, a fost nevoit să ambele să cedăm fiecare din schema lui să mai tăiem câteva puncte, uh-huh, ca să găsim doar cele care sunt comune la ambii. Și din păcate, dezamăgirile din alte domenii ale vieții ne-au făcut să înțelegem că doar familia, doar cei din familie, doar părinți, copiii, direct, sunt unici oameni care cu adevărat țin la tine pe fața asta pământului și ei niciodată nu te vor trăda, știi? Și noi asta ne strădim simt pentru copiii noștri. Acei care niciodată nu îi vor trăda și sunt în orice situație îi vor accepta în stilul ăsta. Iubire, Bogdan, să... Iubirea e, tot timpul ea există, dar în valuri, ba apare, ba dispare, știi, ca mareia. Mai duci, mai vine, uneori rămâi pe uscat, uneori te duci încolo. Uneori mai umed, dacă întrebi despre iubire. E umed tot timpul dacă vrei bărbatul. Depinde. Care parte a patului doarme, știi? Dacă nu doarme jos. Dacă nu doarme sub pat. De asta am și zis, da. Deci ea și... Nu știu, noi mai de unul am împlinit 19 ani de la nunta noastră. Felicitările mele. 3 zile în urmă, da. Mulțumesc. Și mare lucru nu am sărbătorit noi anul ăsta, am schimbat o canapea, camera mare, fiindcă noi avem o tradiție. În această zi noi nu facem banchet să bantui, dar de obicei cumpărăm ceva pentru casă. Uh-huh. Eu nu sunt genul de bărbat care dăruie ceva pentru casă femeii la ziua ei sau la 8 martie. Da, fluturașe în stomac cu și înlocuim. Pentru că ei dispar după câțiva ani de relație. Voi de-am aveți hăt 19. General, viața fluturașului nu e așa de lungă. Fluturii nu trăiesc mult. Dar ei... Nici măcar în stomac. Fluturii nu trăiesc mult în general. De aceea trebuie să înțelegi lucrul ăsta și pur și simplu să aduci alți fluturi. Permanent. Dar aceiași fluturi nu poți ține mult, că ei mor repede. La un moment dat, un invitat de-al meu a zis pentru a vedea relația dintre doi parteneri de cuplu, scoate-le copiii, în sensul că imaginează copiii lor cresc și pleacă, mm-hmm, la celălalt capăt al lumii. Cum ei se împacă? Cum ei trăiesc? Dacă îți duc copiii între ei, mai este ceva? Da. La noi, ultimul timp, iată, îți spun, mult mai a avut loc acea schimbare, știi? Acea schimbare în care și eu anumite lucruri le-am început a face și Larisa. Larisa nu călătorea cu mine. Eu desuri călătoream, ea nu călătorea cu mine. De ce? Că era ocupată. Bani, teatru, bani, nu știu. Și permanent, sau eu cu copiii mă duceam să... Acum Larisa are mai mult timp. Larisa își permite acum să mai meargă cu mine. 2-3 zile scăpat de mici în alt. Și asta ne unește. Noi ducem în doi acolo. Activități comune. Activități comune. Da. Dar ea e inventivă, e actriță. Deci... Logic, aici femeia e permanent inspirație. Și tu ești regizor de film. Eu sunt regizor și e actriță, e clar și nici șef în casă, da? Eu glumesc. Știi că regizorii se considerați Dumnezei? Nu. N-am încercat niciodată să... De Dumnezei, am Dumnezei, dar n-am încercat să fiu eu Dumnezeu. Cu toate că, bun, de-a lungul vieții, viața mi-a demonstrat că eu, într-adevăr, mai mult am mers pe linia de administrare a anumitor colectivi de oameni, știi? Nu e vorba că am fost director sau obligator, să nu știu, dar chiar aceeași nuntă, că în tipul nunții eu sunt conducătorul în clipa în care știu, nu doar spun ce fac, dar și administrez. Și atunci, foarte bine știu ce am de făcut și unde. Și atunci, dacă știi aici să administrezi bine, desigur că te strădui și acasă să faci. Dar nu suntem toți ideali. Eu nu sunt ideal. Și nici nu tind să fiu. Tu te temi de bătăneni? Nu. Eu, pur și simplu, știu că am strâns vreo 130 ceva de ani, cred că și... S-a spus? Da? Dar învrești, crezi? Eu sper. Tu învrești, crezi? De ochi, clans de rață. Crezi? Da. Și crezi că degeaba eu am sonorizat atâtea... Tu ai făcut vrăj. Nu, sonorizat atâtea descânti și pe aici. Și... Nu, uneori cred. Eu și uneori hai, înțeleg... Hai serios, îmi și cred. Uneori înțeleg de ce unele mirese nu vor să dea voalul la altele sau nu vor de să arunce buchetul. Că să nu-ți facă vrăj pe el.
și vrăjile astea, crezi că pot fi materializate? Adică tu chiar crezi în asta? Eu nu cred direct în chestia, propriu-zis. Eu uz în multe situații. Dar sneg faptul că posibil din cauza asta s-a întâmplat. Adică nu le dai o explicație științifică și punct. Te păzești. Nu pot să zic că mai e corect așa sau nu e corect, știi? Dar parcă mai bine să nu atingi, știi? Este așa o vorbă. Adică oricum te păzești. Da. Dar te-ai ghișit vreodată? Nu. Ați vreodată la ghișitor? Nu. Niciodată? N-ai fost să-ți... Eu nu pot să spun că am fost la ghișitoare sau n-am fost la ghișitoare. Nici așa nu pot spune că n-ai fost. Eu am fost la astrolog și am făcut cărți astrale, da. Știu ce înseamnă cărți tarot, știu ce înseamnă rune, știu asta, tot ce înseamnă. Și ți-a părut interesant subiectul? Interesant, eu chiar m-am ghidat și mă ghidez de unele momente de genul ăsta în viață. Și mergi la un astrolog care îți spune, dar tu trebuie să-i spui și data și ora în care ai fost născut și da. Să-ți spună cumva... Și minutul. Și minutul? Tu știi? Da, că eu nu știu minutul. La 9 seara. Și ai fost și ți-a spus anumite chestii despre tine care te ghidează în viață la anumite evenimente mai mari. Tu când ai o întrebare, te duci la doamnă. Da. Doamna îți dă un răspuns. Da. Și te-a ajutat. Da. Ce chestie. Și fantastic o ajutat. Deci încerci să vinzi mașina 6 luni de zile și nu o poți vinde, nu o poți vinde, până nu trebuie. Dar când, cum își repede, la ora asta, la minutul ăsta, pune anunț. Și tu o pui și trec 25 de minute sau 30 de minute și te sună omul după ce ai pus anunț. Și primul om care vine, îl cumpără deodată, fără a verifica. E ca și s-a întâmplat cu mașina mea. Dar eu jumătate de an vindeam mașina. Înțelegi? Și chestii. E că straniu și inexplicabil, de asta și spun. Și acum cum să nu creez? În anumite... Dar pe numai una au fost și început a crede sau sunt mai multe? Nu, dar și s-a întâmplat și cu două mașini, la Larisa deja și pe urmă când a fost schimbată. Dar nu numai cu mașina și cu... Apartament sau multe, când vorbim de lucruri serioase. Uh-huh. Nu, noi odată, când înainte de a cumpăra apartamentul ăsta, căutam casă. Uh-huh. Vroiam moartea de la pământ, nu știu ce. Și așa mi-a zis... Astrologa. Da. Mătușa mea, că e mătușa, e sora mama. Și... Deci așa avem o relație mai strânsă. Și ea mi-a zis că nu lua casa asta, că azi niște probleme. Azi probleme la mult, mult. Și eu tot vreau să o conving și tot o convingem. Nu trebuie că să fii, nu știu ce. Dar tot o convingem. Și nu, bun, nu, haide să încercăm. Și când am ajuns la notar de-a mea... Bine că era notarul cunoscut și când am dat sferit și de acolo parcă tot era bine, parcă prin agenții, tot era bine, dar numai că în documente la contract scrie, de pe mai țin minte, era scrie Ion, dar acolo scrie Victor. Și era problema cu documente. Și familie, știi? Și îi întreb, dar de ce sunt numele diferite? Eu nu știu, sunt la agență, dar de ce sunt numele diferite? Da, nu, eu am ușa să încerc. Dar ei trebuie să vin într-o jumătate de oră de să semnăm cumpărare-vânzare, știi? Și îmi sună și îmi zice că el, de fapt, mai înainte era Victor, dar și-o schimba pe urmă numele și el e Ion și are document pe asta. Și zic, ok, dar voi, ca agenții, n-ați considerat necesar că eu asta trebuie să știu din start, ca să nu pun așa întrebări și apară frica în fața notarului. Și mă scuzați, la revedere, dar nu mai am nevoie eu de casa dumneavoastră. Dar acolo trebuie să mă bag în credit, în nebunie, nu știu ce. Și eu îmi dau seama de... E că ajung înapoi la cuvintele mătușii, că ce? Nu trebuie, că acolo sunt probleme în documente. Deși un sfat bun a fost. Cum să nu crezi dacă eu, hăbăuc fiind pe la 15 ani, bag 100 de euro primiți de la Soros că am învățat bine în clasa 9, într-o carte. Nu și-am mai povestit asta pe noastră. Într-o carte. Și nu pot găsi. Știu, 3-4 luni. 15 ani aveai. Da. Nu puteam găsi, nu puteam bani găsi, nu știu ce. Eu eram cu tata acasă, numai mama era la învățătură în Germania. Vorbim cu mama, nu știu ce. Mama știa atunci de aptitudinile astea mătușii, eu nu știam. Și sunați-o mătușa. Să găsiți. Da, să găsiți. Și eu la sus sun la telefon, atunci era un telefon de astea, de casă. Și o sunăm și ea, și știi, și ea, du-te în partea stângă, la noi bibliotecă mare și tot prietenii, știi? Uh-huh. Tot prietenii.
mult, tata are mii de cărți. Mai în partea stângă, rândul 2 de sus, ia vezi o carte verde. Eu de atunci tot glumeam la radio. Carte verde, carte verde. Moldovenii sunt bani în carte verde. Știi? Și la tine tot e personal, tot e de duc sustine. Rândul 2, deschid cartea, răsfăiesc bine, 100 de euro. La distanță, la telefon, cum se întâmplă lucrurile astea. Eu multe lucruri nu mi le pot explica. Dar asta nu-i magie, asta sunt niște calcule, sunt niște... Nu, și asta e, cred că, viziune din baza de date. Da, eu n-am știut că de mai de mult, încât la 15 ani, ai experiență cu domeniul ăsta. Eu credeam că acum încoace, poate, de când cu ayahuasca, de când te început să te cunoști pe tine mai mult, tu la 15 ani... Da, de până la ayahuasca. Dar părinții tăi cred și ei în asta? Având în vedere că experiența de acolo a pornit din adult. Mama sigur crede. Mama știe că are foarte... Mama are o intuiție foarte, foarte, foarte puternică. Ceri de la dânsa sfaturi. Când i-a zis deodată că nu, înseamnă că nu trebuie. Tu poți vorbești și părinții tăi? Da. Ce fac ei? Tata ta era în Germania, l-a studiat? Ce învățat acolo? Și el a fost în Germania și mama a fost în Germania. Ei au fost la cursuri de perfecționare și făcut facultate acolo. Ce facultate? De pedagogie, Waldorf. Și pe urmă a venit în Moldova și au întemeiat școala Waldorf aici, tot vreo 30 de ani în urmă. Ok. Și eu a fost profesor toată viața. Care sunt valorile pe care se bazează școala Waldorf? Păi cum care? În primul rând, libertatea. Libertatea copilului și esența învățământului Waldorf este nu de a pune accent pe dezvoltarea informațională a copilului. Nu vorbesc, când zic informațional, nu vorbesc despre informatică, vorbesc despre informațională pe general. Da, ca să știi tățanii și toate evenimentele și așa. Dar dezvoltarea inițială spirituală a copilului prin artă. Și ulterioară deja, recuperarea informațională în cumva să-l înveți să înveți. Da, așa era inițial, așa era la bază. Deci ei nici nu aveau note la început, prima generație nu au primit note deloc până în clasa 12. Doar la examene, la sfârșit, când au dat bacul, atunci acolo au primit primele note, știi? Deci părinții tăi înființa școala asta aici. Da. Se știe despre asta? Că eu n-am văzut. Da. Nu, da, dar să știi că sunt părinții tăi, al tăi, Bogdan. Dacă avem vreo corelație între Liviu Dascăl și Bogdan Dascăl, da, relație de tată și fiu. Să se știe. Tu ai învățat la școala asta? Eu n-am învățat. Copiii mei învață acolo. Da, tu n-ai apucat că erai deja mare. Când da, eu când am plecat la 15 ani în București, mama nu s-a putut despărți de unul cu său fecior. Și a mers la București și a ajuns la cursurile astea de Waldorf. Ok. Și așa a apărut școala Waldorf. Deci tu te-ai dus la București cu mama? Deci eu m-am dus la București singur, dar mama a venit din urmă când a putut să le iasă băietul, Odorul, și a venit la cursuri. Și așa a apărut școala Waldorf în Moldova. Și când întreabă lumea ce relația mea cu școala Waldorf, eu zic, datorită mie a apărut această școală în pentru că eu m-am dus la București și mama a venit după mine. Da, a venit după mine. Și s-a dus după mine, a ajuns la cursurile astea și a acceptat orice. Nu? Și s-a reprofilat, desigur, și a devenit profesor în școala Waldorf. Bun că ei acolo inițial nu predau un singur obiect. Un profesor până în clasa 8 a predat toate obiectele practic. Așa cum se întâmplă în școlile clasice până între a patra. Da. Okay. Bun, anumite doar obiecte specializate erau limbile străine, spre exemplu, erau alți profesori, dar așa era un singur profesor care ducea clasa. Acum deja nu mai este această schemă în Waldorf, din Chișinău. Mm-hmm. S-a mai întors înapoi la școala clasică moldovenească, dar are multe particularități foarte faine, deci incluziunea în primul rând. Mm-hmm. Practic fiecare clasă au câte un copil aparte, hai să-i spunem așa, ca să nu zic altfel. Aha. O, cine să vadă podcastul ăsta, eu am un singur regret. Dar de fapt nu e regret. Eu cred că deja e revelație. Pentru că deja pe mulți oameni, cu mulți oameni făcând podcast aici, îmi dau seama că putem aborda nu doar partea biografică a lor, putem aborda anumite valori ale lor, putem aborda gândurile lor, experiența anterioară și eu învățat din asta, anume o problemă, o greșeală, o acțiune a lor, și eu învățat din asta. Și de asta mi se pare că eu aș putea să reiau anumite invitați care au fost aici și n-am abordat multe subiecte și printre care să fii și tu. Poate mai abordăm anumite subiecte, de exemplu, în care să zicem, dar stai că noi data trecută despre asta n-am vorbit. Și putem să intrăm în detalii mai serioase. Mm-hmm. Vrei? Da, eu sugerez și o schemă data viitoare. Da, mai. Să vorbim despre
cele 10 porunci. Nu curvi, nu fura, da? Nu prea curvi? Să le discutăm fiecare în parte. Dar de să dăm un teaser, am. Deci asta e interesant și asta e important. Ca oamenii să aștepte. Da? Ca oamenii să aștepte acest podcast. De ce asta e important? Mm-hmm. Fiindcă noi știm acum, deci sunt sigur că 90% din această țară știe doar teoretic despre asta. Da. Fiindcă nimeni nu le-a trecut prin sita propriului suflet, grădină, casă. Și ce-ar fi noi să luăm, să le discutăm? La cât de valabilă este această la noi în țară? Acest meleag, în satul nostru, în orașul nostru, aici la noi. Da, fiecare pe rând de atât să luăm. Da, mi se pare că e fain în sensul... Wow. Nu se ucide în țara noastră. Se ucide. Nu, eu vorbesc de, fără deschide paranteză. Noi trebuie să încercăm să discutăm, să vedem. Ce se întâmplă cu omul cel care a ucis corect în țara asta. Nu, eu nu vorbesc de politică, vorbesc de oameni. Ai furat? Da. Înseamnă că deja nu te-ai scris. Ok. Ai mințit? Da. Ai înșelat? Da. Adică e prea curvit înșelat. Prea curvit înseamnă înșelat, da. Nu înseamnă a curvi prea tare, dar a merge... Prea curvit înseamnă în general a înșela. Da. A, deci voi femeile așa să înțeleg, da? Adică spate puțin, o leacă de curvit, de curvit spate. Nu prea ba, curvit. No, da. Și cu tine, așa... Știi cât te întreabă cineva, e prea curvit? Păi, am curvit și eu leac, dar nu vorba am prea. Vorba cânticului meu de 2 ore de dimineață și seara mereu. Da? Cam acolo. Și în această notă, tare mulțumesc că ai venit, am un cadou pe final pentru tine. Eu văd că tot eu sunt la telefon, nu știu de ce, dar eu zic că recuperez subiectele care nu le-am discutat într-un alt episod. 10 porunci, data viitoare. Facem okay. Podcast. Și reamintesc încă o dată tuturor, da? Nu contează câți ani ai în viață, contează câtă viață ai în anii ăștia. Mersi? O fetească neagră de la Mimi. Pentru Larisa. Pentru Larisa, pe care o salut. Pentru alte evenimente din casa voastră. Mulțumesc. Tare îți mulțumesc. Și eu la fel. Mersi, succes ție. Cat. Fier în tine. Partener general OTP Bank.